Să trăiți și să rămână și bine ne-am regăsit la episodul numărul 8 din misiunea Cultural Storytellers. În Primul care pe 2024, la mulți ani, stimabile. La mulți ani, Damian, primul pe care îl filmăm pe 2024 pentru că Albania A, încă. A, scuza ele mele, da, e primul da, filmat. Pe este 2020. primul filmat, bine ne-am regăsit. Uh, îmi place că începem anul cum. Uh, cum ne-am propus, în forță, avem bonus un episod și episodul de astăzi este despre Portugalia, o țară care mie mi este foarte dragă. În primul rând am avut onoarea de a, de fapt am avut norocul, de a studia acolo un semestru în facultate. Bine, studiatul a fost vreo lună de zile, că peste o lună a început pandemia, deci am apucat să văd și am ales să rămân acolo în loc să mă întorc în țară. Dar asta ca să preîntâmpinăm niște comentarii, nu mă vei corecta la pronunții, mă vei ajuta la pronunții, deoarece eu nu am niciun contact până în prezent cu limba portugheză, nici nu am studiat, nici nu am avut de-a face în vreun context, n-am niciun amic portughez, n-am cunoscut vreun portughez îndeaproape, așadar recunosc că anumite pronunții, chiar dacă unele sunt intuitive, îmi scapă și dacă o să fac vreo greșeală, te rog frumos să mă ajuți ca să fiu cât mai în chestie, ca să zicem așa. Asta aviz celor care vor considera că eu îl corectez pe Damian păi cu răutate. Nu, nu e cu răutate, vrem să fim cât mai corecți. Dar legat de asta, Portugalia pentru mine e de o țară deosebită pentru că am apucat să o văd și într-o perioadă mai bună și într-o perioadă mai puțin bună și totuși am o părere uh, plăcută despre ea. Uh, este țara care, a căror exploratori au început pe lângă era marilor. Descoperirea a început și negoțul cu Africa, pardon, cu India. Și și, de fapt. Și cu China, și cu India, și cu Africa. Este o țară care a ajuns aproape cel mai, unul dintre cele mai importante imperii din istorie, dar pe care o amărâtă de revoluție și niște linii de tramvai vom vedea mai târziu că uh, vor duce la căderea Portugaliei ca imperiu. Înainte de a începe, vreau din nou să le mulțumim prietenilor noștri de la The Business Room podcast că și săptămâna aceasta ne-au ajutat cu acest studio foarte frumos în centrul orașului, în care noi filmăm emisiunile acestea odată la două săptămâni. Dacă vreți să știți mai multe detalii despre ei, aveți linkul lor de Instagram în descriere. Urmează și o colaborare cu mine cât de curând. Când începem să vorbim despre Portugalia, având în vedere că perioada pre-romană și perioada marilor migrații se întretaie cu cea a istoriei spaniolilor pe care am discutat-o. Acum să spun ce este estimabilă, nu mai știu exact ce am discutat în podcastul cu numărul 2 despre istoria Spaniei, eu prefer să mai dau câteva date și pentru Portugalia, ca să se înțeleagă de unde începe toată treaba asta. Peninsula iberică, populată cu triburi iberice și celtice, Celtiberia, cum este cunoscută în perioada antichității, la un moment dat, prin secolele 4-3 înainte de Hristos, avem triburile galesilor care vor da Galicia și tribul lusitanilor care vor da prima denumire a Portugaliei, aceea de Lusitania. Este până astăzi un sinonim valabil să te referi la statul portughez drept statul lusitan în istorie. Aceste două triburi constituite în regiunea aceasta au de-a face întâi cu influența cartagineză, care e drept că nu se prea răsfrânge asupra zonei extrem vestice a peninsulei iberice în zona actualei Portugalii, pentru că după sfârșitul celor de-al război punic, aici să înceapă expansiunea romană, la un moment dat un conducător iberic din regiunea actualei Portugalii, Viriatus, devine conducătorul opoziției în fața cuceririi romane în secolul II înainte de Hristos, până este, când este asasinat uh, de către unii dintre apropiații săi la Ordinul Romei, pentru că ulterior, până în timpul domniei lui Octavianus Augustus, deci până la sfârșitul secolului I înainte de Hristos, peninsula iberică să fie în întregime cucerită de romani, care creează bazele viitoarelor administrații. Împărțirea provincială făcută de romani se va menține în peninsulă vreme de mai bine de 1000 de ani, adică și istoria medievală este tributară civilizației romane din punctul ăsta de vedere. De asemenea, unele dintre rutele portugheze către zona Spaniei, de menționat faptul acesta, Portugalia este un stat destul de aparte în Europa, are un singur vecin. Teritorial, este vorba de Spania, este mărginită la nord și la est de Spania, respectiv la sud și la vest de Oceanul Atlantic. Este o țară situată în extremitatea vestică a continentului european, într-o zonă uh, care la un moment dat chiar se păstrează de asta, dar mi se pare că în Spania, Finiștere, uh, este uh, zona considerată de către antici capătul lumii, pentru că nimeni nu bănuia că există ceva pământ și dincolo de Atlantic, Romanii sunt cei care fondează primele comune urbane, primele localități, unele continuate până astăzi, cum este Porto, și totodată ei creează și o primă rețea de infrastructură. Există provincia Lusitania, în perioada administrației romane, Dioclețian creează și provincia Galecia, actuala Galicia, sau mă rog, Strămoașa, actuală e Galicia și lucrurile rămân în mare parte liniștite până în anul 409 după Hristos. În 402 cade Limesu Apusean al Imperiului Roman de Apus, pătrund barbarii în Imperiu și două triburi germanice semnificative, Vizigoții și Suevii, pătrund în peninsula iberică, vizigoții se vor așeza în primă fază în zonele sud-estice ale peninsulei, în timp ce suevii se așează din contră în zona nord-vestică a acestei peninsule și constituie un regat care o perioadă destul de îndelungată va pune probleme regatului vizigot, opoziția dintre cele două fiind semnalizată la un dat și prin faptul că, spre deosebire de vizigoți care au rămas arieni până târziu de tot, suevii au îmbrățișat mult mai rapid Catolicismul împărtășit de populația hispano-romană originară a peninsulei, e drept că, din punct de vedere lingvistic sau civilizațional, aportul suevilor la formarea Portugaliei este unul minimal. Nu putem să vorbim de un fond de cuvinte suev, propriu-zis, sau ceva de genul acesta. Lingviștii au împărțit, în general, limba portugheză între dialectul de nord, limba uh, galisiană și dialectul din sud, gal, uh, dialectul usitan, propriu-zis, care se va impune cumva în uh, timp ca limba portugheză oficială, discuție mai amplă la capitolul ăsta. Principalele lor influențe sunt cele iberice, cele romane și ulterior un fond substanțial de cuvinte este predat de limba arabă, deoarece în 711 asemenea, actualei Spanii și integralitatea teritoriului Portugaliei de astăzi este cuprinsă în cuceririle arabe început de Taric în 711, doi ani de zile, întreaga peninsului iberică este supusă, cu excepția unor mici enclave în Asturias, unde se proclamă primul regat creștin după bătălia de la Covadonga în 722 sub Pelagio, Pelagius, și de acolo se declanșează procesul de reconchista, dar care în primele trei secole este lent cum e ketchup-ul când încerci să-l storci așa de pe fundul sticlei. Uh, nu se produc mutații teritoriale semnificative, creștinii rămân cumva constrânși la zona de nord, dar uh, zona de nord cuprinde încă din această primă etapă a reconchistei și teritoriul situat la nord de fluviu Duro din Portugalia, de zona dominată de orașul Porto. Apropo, Porto Calum, așa este numit în antichitate orașul Porto, regiunea capătă denumirea asta, de unde derivă denumirea actuală de Portugalia, adică este țara porturilor, este o țară eminamente maritivă. Uh, nu are legătură Porto Calem cu drumul spre port, mai mult? Știu că există conflictul da, acesta da. între Lisabona și Porto, care a fost, chiar dacă denumirea țării vine de la Porto, Lisabona e capitală și în ziua de azi, dar... Au... Leagănul Națiunii sunt un alt oraș, al cărui nume îmi scap acum. Au istoriografie portugheză. Este numit Leagănul Portugalii. Este un oraș de importanță secundară în momentul de față. Vila recunosc, Nova de Gaia? Nu, e un singur cuvânt. Nu mai știu să spun acum, Dacă ne cum e se numește. Vinte, uh, ca de obicei, uh, pur, capitalele pot să apară din două motive. Ori avem cazuri cum sunt uh, Statele Unite ale Americii sau Brazilia sau India. Este o capitală desemnată politic, cel mai adesea cu o structură artificială, adică este trasată propriu-zis să fie capitală. Sau uh, există intermediari, cum ar fi Ankara în Turcia, ca Ankara este desemnată de capitala politică pentru centralitatea ei geografică în corpul țării, însă cel mai adesea capitală devine orașul cel mai prosper din punct de vedere economic, de unde rezultă cel mai adesea și superioritate demografică de dezvoltare și care concentrează treptat și aparatul administrativ. Majoritatea capitalilor, capitalelor lumii sunt de felul acesta și uh, geografia a fost intuită de oameni încă din timpurile străvechi. De aia Parisul este centrul Franței de o grămadă de timp, Londra la fel, București în România. Bucureștiul tocmai că Bucureștiul sfidează, o să vedem la România, orice considerăm strategic de apărare, de cutare, el este strict din punct de vedere economic, mm -hmm. uh, în, așezat în locația perfectă. Cam așa este și cu Lisabona, se poate observa pe hartă că Lisabona domină un golf foarte important care se constituie într-un port natural și geografic vorbind, este așezată cumva, bun, chiar dacă este evident, plasată la vest, dar în raport nord-sud este în centrul teritoriului portughez, lucru care constituie un avantaj clar față de Porto, care este separat de fluviu Duro față de restul teritoriului țării. Oricum, asta este prima diviziune istorică a Portugaliei, una dintre națiile europene care s-au uh, cristalizat cel mai rapid, să spunem, deja din secolul XIII putem să vorbim de o nație și de o limbă portugheză. Însă există, bineînțeles, această diferență dată de prezența arabilor pe teritoriul Peninsului iberice. Cum am spus, prima etapă a Reconchistei se cam oprește între bazinurile fluvilor Duro și Tejo, uh, care străbate chiar Lisabona. Oricum, Lisabona uh, apare drept oraș important în perioada dominației arabe, ca alu spun, chiar dacă originile datează din perioada antichității. Uh, avem pentru prima parte califatul de Cordoba imediat după cucerirea arabă, când un rebel umayad fuge în urma uh, revoluției abaside din Orientul Mijlociu, vină la Cordoba și instaurează un al doilea califat. După căderea califatului la începutul mileniului II, se formează regatele Taifa și mare parte din teritoriul Portugaliei, încă aflat sub stăpânirea musulmană, intră sub regatul Badajos. Uh, Oraș aflat actualmente în Spania este unul dintre cele mai mari state Taifa, aflat în rivalitate permanentă cu Regatul sau Emiratul, cum preferați al Seviliei, care o, și impune la rândul dominația aici, pentru că ulterior aceste teritorii portugheze aflate cel mai probabil la nord de râdul, râul Duro sau uneori chiar la nord de fluviu Tejo, să cadă sub stăpânirea Imperiului al Moravid, care intră în Spania în 1081, în peninsula iberică, pardon, și după aceea din 1147 sub Imperiul al Mohad, deci, uh, asemenea, vecinilor lor spanioli și portughezi au de înfruntat aceste fluxuri și refluxuri ale dominației islamice și, la rândul le beneficiază cum beneficiază și celelalte regate creștine ale epocii, vorbind de Leon Castilia, Aragon și Navara, de marea victorie de la Las Navas de Tolosa din uh, 1202, mi se pare, care are loc bătălia asta, când se pune punct definitiv inițiativei ofensive a musulmanilor în peninsula iberică. De atunci reconchista cade eminamente în sarcina creștinilor din punctul de vedere al inițiativei, însă avem de a face cu o rezistență prelungită din partea musulmanilor. Vom vedea imediat care e diferența. Acum, din punct de vedere al constituirii politice, există un prim conte, comite de Portugalia încă din secolul IX, care este aclamat cumva nu vreau să fac comparații imperfecte. El este un personaj istoric real al cărui nume recunosc că scapă. Pentru că în istoriile clasice nu el este considerat începătorul statului portughez. La momentul ăla avem regatul de Leon și Castilia, principalul regat creștin din peninsula Iberică, care ulterior se va fragmenta în mai multe regate. Și în cadrul acestei apare un prim comite de Portu, Portugalum, Portugalia, care este considerat cumva strămoșul statului portughez. Însă cel care devine treptat un conducător autonom este culmea un burgund. Reconchista, în perioada cruciadelor, a atras interesul mai multor cavaleri europeni. Ei nu s-au scurs exclusiv către răsărit, fie pe calea continentală, prin Ungaria, Constantinopol, fie pe calea maritimă, prin Italia și prin Mediterană. Au existat și cavaleri care fie în trecere, fie ca interes principal, au mers să lupte împotriva necredincioșilor în peninsula iberică. Era cumva și mai logic. Dar era de o importanță secundară, pentru că țelul principal al cruciadelor a fost, bineînțeles, țara sfântă. Parte din acești cavaleri care au curs în, 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 în peninsula iberică au constituit pe de-o parte elita războinică a, a regatelor creștine în lupta lor împotriva arabilor și aici îl avem pe acest burgund Hendrik care în 1096 este numit conte de Portugalia de către regele Leono Castilian Alfonso al VI, care se intitula împărat și era normal să aibă o suită de vasali. El nu este sub nicio formă un conducător autonom, nu putem vorbi de independența unui stat portughez în momentul acesta, dar ea urmează destul de rapid, odată cu fiul acestuia, Afonso Enriquez, așa se pronunță în portugheză. Alfonso... Afonso Enriquez. Dacă e și, dacă e. Enriqueș. În fun să da, să în zicem. De Eu am spus că nu am nicio taină cu pronunția portugheză. Dar legat de acel Burgund, putem aici să observăm o asemănare între acea teorie a fondatorului statului care nu este autohton, cum îl avem noi pe. ne spunea. Neagul Giuvara cu celebra da. carte cu Tocomerius Negru Tu cu Tahomir și cu alea. La fel și portughezii văd că Bun, sunt oarecum Bun, și teoria îndimiați? domnului Juvara, eu sunt declarat fanul domnului Juvara, dar aici tind să subscriu istoriografiei clasice care respinge această origine cumanică, dar trecând peste prejudecățile de neam. Adică nu contează că e român sau ba, este atractivă, pentru că într-adevăr în perioada marilor migrații există mai multe cazuri recunoscute, francii care sunt germanici și fondează, sunt la baza statului francez, bulgarii care sunt turanici și se absorb într-o masă slavă, dar lasă numele statului, nu e o regulă, în mm -hmm. schimb, și în cazul regatelor iberice, conștiința lor statală exista. Ei sunt uh, constituiți uh, sub perspectiva identității creștine și uh, împărțirea lor se face în primă fază pe criterii feudale. Pe cine are autonomie, cum, cine cui se supune, cine poate să fie proclamat rege. Deci nu, eu n-aș forța o asemenea comparație, mult mai interesantă este comparația din punct de vedere lingvistic, că toți suntem încă în perioada originilor, pentru că există anumite similitudini, unele spectaculoase, mai ales cum am văzut noi acum exersând un pic pentru podcast, la capitolul pronunție, ne-a amuzat pe amândoi cu Afonso de Albuquerque, de zici că e din zona Moldovei, care-i da. care treaba cu extremele latinofonilor. Că România este extrema latinofonă de răsărit și Portugalia este extrema, pe continentul european, bineînțeles, latinofonă de apus. Și există o celebră teorie lingvistică a marginalilor cei care aparțin unei familii lingvistice care se formează la extremele acestei familii sunt cei supuși la cele mai puține influențe ulterioare asupra limbii. Portughezii aflați în vestul peninsului iberice, ecranați cumva odată cu formarea regatului castilian, ulterior regatului spaniol și românii separați de corpul mare al latinității occidentale încă din perioada marilor migrații au limba cea mai conservatoare. Așadar se pot observa, nu sunt lingvist de profesie, nu am de gând să mă arunc mai departe în speculații, eu doar notez că am parcurs la un moment dat în mai multe manuale de istorie și mai multe lucrări teoria respectivă a extremelor care ar da, ar da unele similități, similitudini lingvistice între limba portugheză și limba română, mergând până la celebrele uh, confuzii lingvistice vis-a-vis -vis de cum se spune în portugheză când ai gura mare, Vă rog frumos să căutați pe Google Translate, că totuși se uită și copil la podcastul ăsta, respectiv celebru cântec, cred că e de din Brazilia, dar este în portugheză este verbul a asări. A, da, da. Așa a, și Orașul este, din Croația, orașul din Croația, Da, este din Croația. cântat, da, e simplu, căutați pe Google Translate, este evident de ce mă feresc să pronunț aceste cuvinte în limba portugheză. Dar mai ziunată propoziția aceea de care zic... Nu este o propoziție, a... este o sintagmă, gură mare. Așa, uite cum descoperă Alex în direct, sau mă rog, în direct față de mine anumite chestii. La un moment dat să folosesc cei de la cronica cârcotașilor de melodie, o melodie tot așa cu gură Ai mare. Ai fi surprins, mie mi-apare boca grande. Exista și o altă expresie. Hai să nu o zicem, mi-o zici mie. În, în, în da, e a... cu larga la coadă. Larga, larga... Ok, ok uh, Sper să nu fi încurcat eu, eu știam că e un cântec portughez N-am stat să intru în detalii că o să fie surprinși poate ascultătorii Dar n-am făcut niciodată o istorie în jurătul poate ar trebui să o fac la un uh, moment dat Da, uite, asta e o idee bună Chiar uh, sunt multe expresii, cel puțin în limba română Din popor care ar trebui studiate uh, Dar venim la portughez e bineînțeles la asemănarea lingvistică dintre noi și ei Acum acea... să se înțeleagă o treabă De studiat sau studiat sunt oameni care au făcut istoria asta. Nu m-am apucat eu să citesc ce au scris ei. Să mm. nu mi se pună iarăși cornițe de istoric pe care nu le am. N-au fost povestite de tine, în schimb. Asta a, mă referam. atâta. Uh, deci cam asta ar fi uh, teoria a asemănărilor lingvistice între extremii unei Cu familii. un de carne, de vită și un litru de vin nu se moare de foame sau de sete. Asta vreau să spun că e primul lucru pe care îl învață elevii la limbi străine aici, la Unibuc, uh, care studiază limba portugheză. Asta este o expresie în limba portugheză? E limba, asta a fost în limba română. În limba portugheză vine în felul Cum un kilo de carne de vită, un litru de vin, eu nu se moare de foame, eu du-sede. Dar se înțelege. Clar și să înțelege. Și dacă eu spui unui portughez în română, sigur o înțelege. Deci asta este 100% aproape da, asemenea. Iată. Deci e posibil să aibă niște puncte valide teoria asta. Nu mă arunc eu în speculații să spun ce e adevărat și ce ba la capitolul ăsta. Uh, revenind la istoria statului portughez, deci după acest posibil întemeietor Enrique de Burgundia îl avem pe cel care este în mod palpabil întemeietorul statului portughez acest Af Afonso Enriquej, fiul lui Enrique care printr-o serie de cuceriri pe seama regatelor Taifa uh, și ulterior uh, impunerea în fața foștilor suverani din Leon, că după moartea lui Alfonso al VI, cum am arătat la Spania, se scindează Leonul de Castilia, reușește în 1143, prin tratatul de la Zamora, să își obțină independența în fața fostului suzeran, în fața suzeranului leonez, cerându-i apoi Sfântului Scaun. Că asta, când vorbim de nașteri de state în Europa medievală, vorbim întotdeauna de aprobarea papală. Dacă nu ești recunoscut de către Sfântul Scaun în Europa creștină, nu există ca atare. Avem exemple de state care s-au pronunțat, dar Papa a zis bau. Uh, mai mari. În momentul ăsta nu mi-ar veni un exemplu, pentru că, în general, când ești un stat mai mare, Papa se pronunță că da. Ah, okay. Papa te mai excomunică din când în când. Este oricum o altă concepție, pentru că asta, excomunicarea de către Papa le dădea drept legitim vasalilor tăi să se răscoale împotriva ta. Adică nu este încă statul național, statul bine cristalizat, sunt de fapt seniori peste seniori, este o ierarhie seniorială, întotdeauna sunt unii plasați mai sus regii de cele mai multe ori și în momentul în care papa te excomunică pe tine ca monarh, atunci li se dă dreptul legitim celor care ți se recunosc de vasal să îți conteste autoritatea. Cam așa funcționează toată treaba asta, dar totodată ai nevoie de legitimarea papală ca să existi care gat creștin. În general, în ochii lumii medievale, independent formal, dar iarăși nu discutăm încă de state naționale. Există și duci care se conduc foarte frumos independenți. Există până astăzi marele ducat al Luxemburgului, uh, care n a fost niciodată altceva. Uh, lucrul ăsta nu este, nu trebuie gândit în termenii de astăzi strict de independență, există o interdependență, lumea feudală apuseană arată la fel cu unele particularități de la Lisabona până la Budapesta, lucrurile astea sunt un pic dificil de explicat prin ochii omului modern care înțelege istoria strict în termen de independență, de provincie, nu erau lucrurile atât de clare pe atunci. După ce tratatul de la Zamora îl recunoaște în 1143 pe Afonso Enriquez ca prim monarh al Portugaliei, are nevoie și de această aprobare papală reușește cumva să-și îndreptățească cererea și prin cucerirea între timp a orașului care urma să devină capitala Portugaliei al Usbun, la vremea aceea Lisabona de astăzi, în 1147, în timpul desfășurării celei de-a doua cruciade, Afonso Enriqueș se folosește de serviciile unor cruciați aflați în tranzit către țara sfântă, unei flotile cruciate, ca să asedieze orașul Sabona pe care reușește să-l cucerească, pentru asta am adus ceea ce este, nu mă pretind a fi mare cititor de literatură portugheză, -am dar am mai avut de a face cu câteva lucrări de asemenea natură și uh, lucrarea favorită până acum este acest José Saramago, José, José scuzați-mă, dar uite o chestie care le nervează pe oricare portughez să faci pronunția în spaniolă, Oho. José Saramago, Istoria sediului Lisabonei, se vede, se nu vede. este un roman istoric per se, în sensul că nu relatează propriu-zis doar asediul Sabone este un roman în două spații desfășurat în două spații temporale, o foarte frumoasă poveste de dragoste într-un corector Raimundo uh, în actualitate care încearcă la rândul lui să facă un roman istoric despre această cucerire din 1147. Dar uh, aici mi-am notat o treabă care aș, pe care aș vrea să o relatez și celor care ne urmăresc. Respectiv, cum vede Jose Saramago toleranța, face o paralelă în cadrul romanului cu episodul biblic al lapidării femeii desfrânate. Încercarea evreilor de a ucide cu pietre o curvă mai pe românește, care este oprită de Hristos cu cuvintele cel care este fără de păcat să arunce primul cu piatra. Chiar episodul Femeia Adultere ne arată că lucrurile nu stăteau prea rău în Palestina, acum stau mult mai rău, căci iată că în ziua aceea de demult nici măcar o piatră n-a mai fost aruncată în nefericita femeie. A fost de ajuns să rostească Iisus fatalele vorbe și îndată s-au retras mâinile agresoare, în acest fel dovedind, mărturisind și proclamând stăpânilor că da, domnilor, el avea dreptate, păcătoșii erau ei. Ori niște oameni în stare să se recunoască vinovați în public, chiar dacă implicit nu sunt cu totul pierduți, își păstrează neatins în suflet un grăunte de bunătate, autorizându-ne așadar să conchidem, cu minim risc de eroare, că venirea Mântuitorului s-a cam precipitat. Azi, da, ar fi meritat să-și dea o steneală să vină, nu numai pentru că cei răi perseverează pe drumul răutății, dar devine pe zi ce trece tot mai dificil să găsești motive valabile pentru a opri o lapidare care a început deja. Așadar, se referă la lipsa de ipocrizie pe care el le o presupune unora care sunt prezentați drept personajele negative în relatarea biblică. E vorba de Iudei care se pregătesc o mare cu pietre o femeie, dar în momentul în care Isus le zice, bă da, voi chiar așa sfinți sunteți, de vreți să-i rupeți capul ăstea? În momentul ăla toți au un moment de reținere, pentru că asta, reținerea lor înseamnă de fapt că se recunosc vinovați în public, ceea ce ne spune și uh, José Saramago, pe când astăzi, din potrivă, ca să ne dezvinovățim, pozăm în oameni uh, absolut nevinovați și de multe ori săvârșim fapte, să le spunem neconforme, nu mai umărăm cu pietre, uhum. dar facem fel de fel de gesturi, mai ales că acum online nu permite permite o mult mai largă exprimare, ca să nu cumva să fii tu arătat cu degetul, strici tu primul și în felul ăsta de multe ori contribui la culpabilizare, la crearea de trenduri de ură, de fel de fel de manifestări care sunt mult mai... Uh, ample de cât ar trebui să fie. Da, dar știm de ce vorbești, uh, despre ce vorbești, inclusiv acțiunea prin care tei iei pur și simplu de un copil că nu se compară cu Damiana File. Nu, nu, nu uh, da. <laughs> glumeam aici. Da. Nu, dar este foarte valabilă. Da, adică dumne. faptul că doi oameni se întâlnesc, unul din ipostaza de moderator și altul din ipostaza uh, de documentarist, ca asta sunt eu aici, și încerc să realizez, încearcă să realizeze o emisiune culturală, nu ar trebui să-ți dea ție prilej, indiferent ce frustrări te stăpânesc, că să fim cinstiți în majoritatea cazurilor. Despre asta este vorba. În momentul când este vorba de critică constructivă, ți se spune cu subiect și predicat, dragă băiat sau dragă bărbosule, vezi că cu tare nu e în regulă. Fie că e vorba de expunerea propriu să fie că e vorba de stil. În momentul în care avem doar bapa mătii, e clar vorba de frustrări. E ok că ți le manifeste, ar fi bine să lucrezi un pic totuși să scap de ele, nu doar să le lași să crească, pentru că prin ceea ce faci, tu nu faci decât să le dai combustibil acestor frustrări. Nu vei scăpa de ele și nici ție nu se -ți va fi bine cu ele, dar nu suntem aici la Treabă de psihologie ad hoc. Dar că tot ai adus aminte și ne-am ne -am permis să facem paranteza asta, La amintim că la 10.000 de abonați vom face un live și vom răspunde atât comentariilor uh, plăcute cât și mai puțin plăcute. Asta Cu o mică paranteza. excepție aici, n-am discutat înainte, dar impun eu o regulă celor care dau evidente semne de frustrare. Nu vom face decât să le creștem frustrarea în momentul în care ați folosit un limbaj neconform uzanțelor bunului. simț, să fiți siguri că nu vă va răspunde nimeni. Va fi un live Cel mai bun, bun tratament al, asemenor, al unor asemenea personaje este ignorarea. Dacă aveți o problemă, nu suntem noi oamenii cu care să vă rezolvați sau să vă manifestați. Sunteți liberi să vă exprimați că e o țară liberă, dar și noi avem libertatea să nu vă răspundem. Mamă, corect, da. Uh, apreciez, continuăm. Să revenim la Portugalia. Deci ăsta este momentul asediului Lisabonei, cucerit în 1147 definitiv, dar nu devine capitală în momentul acela. Prima capitală istorică a ceea ce va deveni ulterior Portugalia este Braga. Acolo și are sediu autoritatea. În momentul în care vorbim cumva definitiv de un regat, de un stat portughez, este 1175, momentul în care, sper să nu încurc suveranii pontivi, că sunt foarte mulți, Alexandru al III-lea, cred, recunoaște regalitatea portugheză. Deci le acceptă solicitarea primită cu 25 de ani, dacă nu chiar 30 de ani înainte, din partea lui Afonso Enriquez, care între timp nu mai trăia, de a recunoaște Portugalia drept regat. Și în felul acesta începe cariera spectaculoasă a unui stat care totuși uh, pare cumva dezavantajat din start, pentru că încă de la formarea statului portughez el are de-a face cu vecini mai puternici, mai ales la est. Dacă în sud echilibrul de forțe cu lumea arabă, după cum am spus, de la Las Navas de Tolosa se modifică, Totuși, ca ansamblu, lumea arabă încă are mai multe resurse decât cel puțin regatul portughez, mai ales că după Las Navas de Tolosa începe și o perioadă mai interesantă în istoria statelor iberice, respectiv ele nu se mai limitează doar la lupta împotriva lumii musulmane, ci de multe ori se te dau și la conflicte interne spre eterna ultragere papei. Fraților, ce faceți? Uh, și lucrul ăsta bineînțeles că le consumă o parte din energii, totuși pentru... Uh primul secol de existență, suveranii portughezi se vor concentra majoritar asupra reconchistei, pe care ei personal o încheie în anul 1249, este momentul în care regele Afonso al III-lea cucerește orașul Faro, aflat în extremitatea sudică, în Algarve, provincia Algarve a Portugaliei de astăzi și încheie astfel cu 250 de ani mai devreme reconquista portugheză față de reconquista castiliană care se va încheia abia la 1492. Adică Portugalia închide capitolul ăsta cu 250 de ani mai devreme decât lumea spaniolă și, drept urmare, are destulă vreme să se regândească în ce să-și investească noile forțe, pentru că, la fel cum va face, o va face și Spania în 1492, marea aia de senior războinici rămași brusc fără subiect al existenței trebuie să fie canalizată undeva. Avem o perioadă de un secol, să spunem, între sfârșitul reconchistei și, chiar un secol și jumătate, și începutul expansiunii coloniale, când, pe de-o parte, avem o așezare a societății în regatul Portugaliei, devine un regat medieval tipic, să spunem, adică avem această ierarhie feudală de la rege până la seniori, avem o impunere treptată a dominației bisericii, chiar dacă ea începe să fie contestată aici de anumit suveran, cum ar fi Sancho I, care pentru prima oară contestă la un dat dreptul bisericii de a tot primi feude pe măsură ce se desfășoară reconchista, realizând faptul că aceste domenii devin permanent inutilizabile pentru stat, în situația respectivă. Avem o pătrundere în secolul XII a marilor ordine militare călugărești, templierii urmați de ospitalieri. Portugalia va rezolva mult mai elegant decât Franța, chestiunea templierilor arși pe în Franța, în Portugalia pur și simplu naționalizați, adică transformați în ordin național, în ordinul de aviz, ai cărui mari maestri vor deveni treptat chiar principii ai coroanei portugheze. Vom vedea că asta este prima tranziție de dinastie, de la dinastia zisă de Burgundia, fondată de acest cavaler Enrique, la Casa de Aviz, care este cea de-a doua dinastie ce domnește Portuga asupra Portugalei de la sfârșitul secolului al XIV-lea, și totodată o treptată dezvoltare la care un aport considerabil îl aduce moștenirea mozarabă stăpânirea arabă concentrată asupra sudului Portugaliei, care are o climă mult mai mediteraneană decât o are nordul, este o stăpânire care încetățenește culturile agricole, fie că vorbim de livezi, fie că vorbim de grădinile de Zalzabat, fie că vorbim de culturile mai ample și agricultura a rămas baza a economiei portugheze până astăzi, pentru că principalele resurse ale Portugaliei până în prezent, sunt resurse obținute din agricultură. Portugalia nu strălucește prin vreo industrie constructoare sau industrie productoare, ci strălucește prin exportul de lemn de plută, din care se fac probabil că produsul cel mai cunoscut sunt dopurile pentru sticle de vin, cel puțin cel mai cunoscut de mine. Este cel mai mare producător la nivel mondial. Aceasta este o specie anume de copac din care se obține lemnul la foarte poros și care poate fi foarte ușor compactat, să zicem. Strălucește până astăzi, dar e adevărat că industria s-a dezvoltat în ultima sută și un pic de ani în industria conservelor de pește, de este unul, dar nu numai chiar dacă nu este endemic apelor portugheze, codul bacaliau în portugheză este peștele cel mai consumat și există o industrie procesatoare, adică dacă e pescuit în ape exterioare a apelor teritoriale portugheze, nu înseamnă că nu există industria de prelucrare a peștelui respectiv și bineînțeles prin vin, dar acolo în rezerv pentru momentul marchizului de pombal, cel care cumva consacră denominațiunea de origine controlată pentru vinul de Porto, probabil cel mai cunoscut produs de export al Portugaliei. Cu siguranță agricultura a constituit aproape din dintotdeauna baza economiei portugheze și fiind un stat relativ mic, chiar și pentru condițiile lumii medievale, când încă nu se formase la marile state naționale de astăzi, chiar dacă existau unele imperii, Portugalia se confruntă cu o penurie de resurse, în primă fază de resurse alimentare. Grâu este eterna problema a Portugaliei, în sensul că există perioade când nu există suficientă producție pentru a asigura consumul marilor metropole. Întotdeauna metropole portugheze sunt afectate de această penurie alimentară și asta influențează dezvoltarea lor. Asta permite la un moment dat Lisabonii, odată ce se dezvoltă traficul maritim, și a obține poziția conducătoare, să devină net orașul cel mai dezvoltat, adică la distanță de 4-5 ori față de următoarea metropolă, care n-a fost întotdeauna Porto, cum e astăzi, au fost Coimbra. Coimbra, Braga, la un moment dat și Sudul a încercat prin Algarve și prin Faro dar mai timid. În general, Sudul este cel care e un pic rămas în urmă în istoria Portugaliei, oh, deși, iată, la început, cât era sub dominația arabă, situația era cumva inversă. Dar lucrurile se mai modifică în timp. Distinția asta se accentuează pe măsură ce ne apropiem de modernitate, pentru că altfel tot Sudul a constituit baza expansiunii coloniale a Portugaliei, că de acolo au pornit principalele expediții maritime, tehnic Lisabona e în Sud. Dacă ar fi să împărțim uh, țara chiar pe Tejo, Lisabona ar fi mai mult a sudului da. decât este a nordului. E în nordul sudului. Dar uh, este în orice caz oglinda întregii țări. Portugalia trăiește în mic în Lisabona. Ceea ce îi se întâmplă Lisabonei, îi se întâmplă întregii portugalii. Tot în secolul 13 avem uh, consacrarea limbii portugheze drept limbă oficială înlocuind latina este unul dintre statele cu cele mai moderne viziuni în aspectul ăsta, e de fapt o trăsătură pe care am putea o recunoaște valabilă, bineînțeles nu încercăm să facem o demonstrație matematică aici, dar portughezii de multe ori se evidențiază prin progres extrem pe de-o parte și înapoiere extremă pe de altă parte. Totodată în 1288 apar germenii Universității din Coimbra, dar care sunt în Lisabona. Acolo se înființează pentru prima oară universitatea și va fi relocată la Coimbra ulterior ținând bun astăzi nu este cu siguranță singura, dar cred că până la începutul secolului 20 a avut monopolul mediului universitar din Portugalia, această universitate de Coimbra. De -a -a cu, mă rog, episoade de contestări istorice în perioada iezuitilor, dar lucrurile în principiu cam așa au stat. Este un stat care își capătă foarte rapid conștiința națională, pentru că aici abia sărim din perioada medievală când state sunt domenii senioriale care devin Dreptat independente, spre uh, a recunoaște drept stat arealul de răspândire a unui popor care de bine de rău vorbește o limbă similară, dacă nu chiar identică, uh, și care recunoaște niște valori culturale asemănătoare, adică și religia contează și limba și obiceiurile culturale și, bineînțeles, apartenența politică. Reconquista întreprinsă de regii portughezi și consfințită în secolul XIV în raporturile cu principalul lor vecin, după avansul castilian, Castilia devine singurul vecin al Portugaliei, adică din secolul XIV Portugalia are până astăzi un singur vecin, statul castilian devenit ulterior regatul imperiu Spaniol. Aici vorbim iarăși de una dintre granițele terestre cele mai longevive. Din Europa, în Europa, da. granița portughezo-hispanică de astăzi, cu mici modificări, niște orașe cu tare în perioada napoleoniană, Uh, lucrurile au rămas neschimbate până în prezent între Portugalia și Spania, deși în primă fază regatul Castilian a încercat să-și afirme superioritatea asupra Portugaliei. Sunt mai multe invazii castiliene ale Portugaliei pe temeiul medieval de atunci drepturi de succesiune în principiu, dacă ăștia oricum se căsătoreau toți între toți, casele regale și casele nobiliare, așadar cam toată lumea putea să invoce la un moment dat un principiu de ascendență, că străbunicul meu a fost și de asta am și eu dreptul. Bătălia principală este cea de la Aliu se numește, sper că am pronunțat cum trebuie, în 1385, când forțele portugheze, deși sensibil cam la 3 la 1 depășite numeric, reușesc o victorie, e una dintre cele mai scurte bătălii din istorie, durează cam o oră. Pentru că portughezii reușesc să surprindă coloana castiliană în marș, atacă brusc și reușesc să rupă. liniile, spune dacă n-am pronunțat corect. Uh, nu, acum nu știam cum să scrie al jubarota. Al jubarota, în portugheză. Uh, reușesc să rupă liniile castiliene, să uh, producă o retragere precipitată, în dezordine și în felul acesta, chiar dacă nu de facto, cel puțin de iure, independența Portugaliei față de Castilia, vecinul care a avut întotdeauna mai multe resurse, cel puțin continental vorbind decât această țară, este asigurată și odată dobândită liniștea asta, atacurile astea au fost date de o instabilitate dinastică dată de moartea lui Dom Pedro I, domn este apelativul pentru regi în Portugalia, dă o mică criză de succesiune dinastică. Omul nu are moștenitori bărbătești legitimi, urmează o fica lui Beatriz și în cele din urmă, succesiunea este rezolvată în favoarea fiului său Bastard Joao I, care este maestru al Ordinului de Aviz, al Ordinului Militar Național și care devine primul rege din dinastia de Aviz a Portugaliei. Este regele Cavaler, regele cunoscut fie cel de bună memorie, fie cel cu bună memorie, cu o domnie destul de îndelungată, dacă nu mă înșel, 1385 până în... 1433, deci aproape 50 de ani. De altfel, primii suverani din Casa de Aviz au avut domnii îndelungate și s-au remarcat drept oameni progresiști pentru timpul lor, cel puțin. <sus> și pentru prima oară Portugalia începe să gândească în afara peninsulei Iberice. Manifest, în anul următor acestei bătălii se încheie cu Regatul Angliei de la vremea aceea. Suntem în Anglia. Imediat dinainte de războiul rozelor, cred că încă e Richard al doilea patron, ultimul din dinastia Plantagenet, um, avem de Tratatul de la Windsor? Sau? Da. Ah. Avem încheierea Nu, 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 suntem chiar mai înainte un pic. Mm -hmm. Avem încheierea tratatului de la Windsor, una dintre, una dintre cele mai vechi alianțe militare care sub o formă sau alta, bineînțeles, nu perfect constant, vreme de 650 de ani dar într-o formă sau alta așa am menționat efectele până în prezent, această apropiere între două națiuni cu vocație maritimă, dar nu suficient de apropiate cât să-și ciocnească interesele în majoritatea situațiilor, Portugalia și coroana engleză transformată astăzi în regatul unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, despre care făcurăm deja podcast. Așa, în felul acesta se caută și o contrapondere bineînțeles față de influența castiliană, dar odată ce moare regele um, Enrique, dar nu mai știu al câtelea, fratele Isabelei de Castilia și au loc luptele dinastice, Orientarea atenției castiliei către coroana de Aragon, către Granada cu finalul de reconchistă îi oferă Portugalii un respiro suficient de îndelungat și bineînțeles că și domnia foarte lungă și stabilă a regelui a contribuit la asta, încât regele în pragul bătrâneții, să considere oportun momentul de a extinde Portugalia în afara posesiunilor sale istorice, este considerat de majoritatea istoricilor ca fiind anul începutului Imperiului Portughez, Imperiului Colonial Portughez, mm. niciodată nu vorbind un Imperiu Portughez european. Portugalia, cum am spus, nu și-a depășit fruntarele europene din secolul XIV uh, începând. Este vorba de un imperiu transcontinental, 1415, Marea Expediție Portugheză împotriva Seutei. Este unul dintre, una dintre cetățile prospere datorită sitorii sale foarte favorabile pe malul sudic al strâmtorii Gibraltar. Împreună cu Tangerul, sunt orașele probabil cele mai favorizate în, aceast, în acest amplasament. Portughezii atacă acest avampost al dinastiei Marinide a Marocului de la momentul respectiv. Reușesc ulterior să respingă o contraofensivă a sultanului Marinid care este și asasinat în 1420 și în felul acesta, deși Joao este rănit la picior în momentul asaltului Ceutei, acolo are loc consacrarea vocației imperiale, să spunem, a Portugalei, nimeni nu i-a spus imperiu. La momentul respectiv, ca și în cazul altor state, constatarea asta se face mult ulterior. Dar acolo, portughezii constată pe de-o parte că asta e o manieră foarte bună de îmbogățire rapidă pentru nobilimea care tânja de pe expedițiile reconchiste, chit că aia se terminase de 150 de ani, în cazul portughez, uh, era un mod foarte bun de a... Uh, sufla în afara granițelor elementele reacționare ale societății, elementele care puteau să provoace tulburări și totodată pentru o țară relativ modestă în resurse naturale era o cale de îmbogățire foarte rapidă pentru toți temerarii care doreau să sfideze mările respectiv să se lupte cu uh, civilizațiile străine. La marocan nu putem să vorbim de o civilizație exotică pentru Portugalia, erau exact aceiași Moriscos care stăpâniseră peninsula iberică până mai de unăzi, Era o civilizație cu care erau profund familiarizați, dar este un punct de plecare. Portugalia vrea în momentul ăsta să-și ia partea ei din comerțul mediteranean care este la, până la descoperirile de la din partea opusă a secolului, este comerțul cel mai important pentru lumea europeană, să e momentul în care prosperă în Marea Mediterană, ceea ce vom dezbate pe larg în cazul Italiei, republicile comerciale italiene, între care se remarcă, bineînțeles, Veneția și Genova, care profită de situarea lor la punctul terminus al drumului Mătăsii drum al mătăsii, existând încă din antichitate, venind din China, dar angrenând în traseul său mult mai multe resurse decât mătasea propriu zis, să vorbim mai ales de condimente la momentul acela. Există și o a doua rută comercială care străbate Oceanul Indian, intră prin Marea Roșie și se revarsă în porturile egiptene, la vremea aflate sub stăpânirea sultanatului Mameluc, Alexandria este principalul, de la care profită tot republicile comerciale italiene care domină Mediterana Orientală. Și Portugalia își vrea de asemenea felia ei din acest uh, comerț cu mirodenii, care la vremea aia este principala sursă de îmbogățire. Adică uh, depășea uh, echivalentul un aur o cantitate de condimente. cu nu nucșoară, scorțișoară, cantitatea propriu de condiment putea să fie plătită mai mult decât echivalentul ei în aur. Ceea ce însemna că dacă reușeai o călătorie sau cel puțin o tranzacție de succes în lumea orientală, deveneai un om care nu mai avea griji întreaga lui viață. Cazul Marco Polo, pe care la fel îl vom comenta la uh, Italia, este sugestiv în direcția asta. Și acum, până să le dăm drumul portughezilor pe mările și oceanele lumii, hai să lămurim niște mici aspecte legate de ce aveai nevoie ca să pornești în era descoperirilor. Încă din perioada antichității sunt cunoscuți, uh, cunoscute mai multe expediții cartagineze care încearcă să treacă de Gibraltar, de coloanele lui Hercule care apar până azi pe blazonul Spaniei și să meargă în Oceanul Atlantic, toate uh, eșuează sau cel puțin dacă au succes nu află nimeni de succesul lor sau nu mai știm noi astăzi dacă au aflat, dar în mod normal ar trebui să facă vâlvă. Uh, Ulterior, arabii, nu știu să redau denumirea în limba arabă, dar denumesc Oceanul Atlantic Marea Tenebroasă, Marea Întunericului, uu, uh, bugu, bugu, nu-i voi acolo. Mm. Și, în general, limitele navigației spre sud se termină la capul Bojador de astăzi, în zona, cred că este în zona Saharei Occidentale de astăzi, către Mauritania. Sudul Marocului. Da. Uh, respectiv, cum am cred că am spus deja, finistere în peninsula ebreică e, 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 iberică. Scuzați-mă, <laughs> da, este chiar capătul pământului, deci de acolo în, mai departe, cum și în Anglia avem Lands End, uh, nu mai e nimic. Portugalia e plasată destul de prost <coughs> pentru a pro capitaliza de pe urma drumului mătăsii care se termină în partea opusă a Mării Mediterane. E cam greu să te întinzi pe toată tot arealul Mării Mediterane ca să poți capitaliza de pe urma asta. Așa că folosindu-se de mai multe portulane, mai multe hărți maritime cum ar fi portulanul catalan mm -hmm. și care Masa, prezintă musa. anumite relatări da, pe de-o parte este căutarea acestui imperiu al aurului din zona Maliului de astăzi acest suveran Man Samus a presupus de unii ca fiind cel mai bogat om din istoria Terei. E o, o treabă pe care eu n-am reușit până astăzi să-mi o lămuresc clar cum Dumnezeu face echivalarea în o monedă de astăzi a averii uneia din Antichitate sau din Evul Mediu. Cred că să ia kilogramul de aur. Aurul ar fi probabil cel mai simplu de, de, dar e greu de spus și cât aur avea omul ăsta, dat fiindcă e în stare să-i reducă uh, respectiv cursul. Pe unde trece. La Distribuie Meca, și la Cairo face lucrul ăsta. No, Distribuie no. atâta aur încât scad prețul, scade prețul monedelor. Fascinația acestui imperiu al aurului mm. îi va atrage pe de -o parte pe portughez, dar dincolo de, uh, sunt avatarul lui Eldorado, dacă mă întrebați pe mine chestiile mm. astea, Dincolo de uh, fascinația aurului, care bun, o fi, nu o fi, oamenii știau deja totuși la momentul ăla că aurul e destul de greu de găsit, în schimb mult mai palpabile erau aceste condimente care erau la un moment dat mai prețioase decât aurul. Permiteți-mi să te întreb de ce erau condimentele atât de importante în perioada respectivă pentru mâncare? sau Bine, sau... majoritatea erau folosite în industria alimentară. Dacă te uiți la niște rețete medievale, zici, Dumnezeule, voi mâncați parfum la momentul mm. ăla, pentru că bagă și cuișoare și nu și piper și cardamom și enibahar. e o e o gălăgie de mirosuri pe acolo. Pentru gustul modern, majoritatea mâncărurilor ăstora ar fi caca, pentru că nu ar avea niciun gust, mm. de fapt, ar fi o sinfonie de mirosuri care s-ar anula unul pe celălalt. Este, pe de-o parte, exotismul, faptul că uh, oamenii au fost întotdeauna fascinați de ceea ce nu cunosc sau de ceea ce este adus de departe. Nu se găsește de asta oriunde e. Numai eu am. Da. Așa, și pe de altă parte este, bineînțeles, o manieră foarte ușoară de a-ți manifesta opulența. Nu oricine poate să pună dastea în mâncare. Numai noi ne permitem. E o tendință din asta de modă, cum sunt până astăzi. Bun. A cu mașina adusă din Belgia că e mai de ce departe, ce doriți dumneavoastră? Afloi, Noi da. nu bem apă de aia, bem de nu știu unde, că e mai pură. Ah, da, corect, de curând. Uh, da, da. Nu știu, are o grămadă de avataruri. N-am stat niciodată să mă gândesc în detaliu, am înțeles tendința generală, a rămas așa. E aproape neschimbat. Produsele s-au schimbat, tendința nu. E aceeași. Da, Cum orientalii au încărcat, cum vorbeam la Turcia, baclavalele și saraili de, sarailile de zahăr, că și -ala era scump, la fel și condimentele sunt folosite bun. Bineînțeles că uzul lor nu este exclusiv limitat la industria alimentară. Este folosit și în industria uleiurilor și în tratamente medicinale, de multe ori chiar cu temei. Dar oricum faptul că sunt niște mărfuri rare aduse cât de departe este posibil pentru lumea europeană, pentru anumite condimente cum este nucșoara, singura sursă de proveniență naturală sunt insulele Moluce, care sunt prin Indonezia. E geografic, nu-mi dau seama exact, nu am făcut un calcul precis, dar raportat la Portugalie e cam în capătul celălalt de lume. E la o jumătate de glob distanță. Pentru că, da, ce să vezi, portughezii au demonstrat cu asupra de măsură că pământul nu e plat. Vom vedea mai departe da, la aici, știi, Afirmațiile unora de astăzi Explorator portughez din secolul XV <fie> uh, Ține la propriu, ține un glob da, da, adică ala dacă l-ai face pe un medieval din secolul XV Bă, tu ești cam prost Uite ce -am În 500 de ani o să fie mașini zburătoare În 500 de ani, plământul e plat știi? Da, adică să poți și chestii de astea Dar asta, ai pe de-o parte o problemă Când ești Portugalia cu faptul că nu poți să achesezi Marea Mediterană. Marea Mediter Poți să o accesezi, dar ești în capătul opus de zona de condimentelor, n -n terminalul are drumului Mediteran. prin ceutare. Are. Ah, corect, că încă n-au, da, da. Dar tot în partea opusă ești, n-ai cum să cucerești militar nici Africa de Nord, cu atât mai puțin în Europa, <laughs> plus că în timp, odată cu cucerirea Constantinopolului în 1453, musulmanii se înstăpânesc pe totalitatea terminalelor drumului mătăsii ei impun prețul condimentelor și oricum în situația Portugaliei mai e și intermedierea republicilor comerciale italiene cu ale căror flote nu poți concura în Mediterana Orientală. Așadar, se creează clar ideea că e nevoie să se găsească un drum alternativ spre Indie. Este același ideal ca și cel împărtășit de Cristofor Columb. Ajungem imediat și la el. Însă, pentru treaba asta, mai vine o problemă. Navigația în linii mari nu evoluase încă din perioada antichității. Lipsea Chiar dacă, între altele, chiar dacă pentru populațiile atlantice a devenit clar cu multă vreme înainte de perioada descoperirilor că galera e un vas bun pentru apele mediteraneane, nu pentru furtunile Atlanticului care ți-o face praf <coughs> în secunda 2. Nu prea întâlnim flote de galere umblând în afara strâmtorii Gibraltar. Așadar, apar niște ambarcațiuni cu pânze, mult mai bine COG numite în spațiu anglofon, nu mi-e clar exact care este echivalentul în limba română pentru acest tip de navă. COG înseamnă rotiță, nu are nicio treabă. COG se numește primul tip okay. de navă cu pânze folosit în evul mediu european, în timp ce la portughezi se perfectează o primă navă, apare, devine celebră odată cu expedițiile lui Colum, dar a existat deja, Caravela. Caravela este un tip de navă perfecționat de la un vas portughez de pescuit. Așa a apărut, nu există un inventator al caravelei, cum nu știm până astăzi exact nici cine a creat busola, nu știm cine a creat nici crma centrală, pentru că navele din antichitate erau pilotate cu ajutorul unor vâsle supradimensionate poziționate la pupa. E, la un moment dat apare cârma aia mult mai cunoscută din filmografie, e bra aripa aia de lemn pusă pe, mijlocul la, pe mijloc la capătul navei. Asta plus portulanele, aceste hărți ale coastelor respective, plus vela latină, așa este numită vela aia triunghiulară, care îți permite, nu mă puneți să explic cum, că nu am cunoștințe avansate nici de navigație, dar poți să folosești vântul prin poziționarea velei cam de oriunde îți bate, Ăsta este unul din marile avantaje, că înainte vela simplă, aia formă patrulateră, era bună dacă îți bătea vântul din spate. Altfel era complet inutilă. Astea triunghiulare reușesc cumva să se folosească de, uh, curentele de, de curenții de aer din aproape toate pozițiile, pentru că una dintre principale, unul dintre principalele neajunsuri pentru a explora continentul african mai sus de capul Bojador era faptul că acolo era o zonă cu calme. Nu se putea naviga mai departe, am spus că era exclusă uh, propulsia cu vâsle în spațiu oceanic. Și automat nu credea oamenii că mai pot să traverseze mai departe, în plus încă era o eră foarte... bine, încă mai avem și astăzi, cu superstiții foarte puternice, se credea că mai încolo către ecuator apa fierbe încât poate să fiarbă oamenii dacă ajung în ea, respectiv... Și cumva, bătându-se cap în cap cu prima superstiție, că există monștri care pot să înghită vasele întregi. Celebru banc britanic, what do sea monsters eat? Fish and ships. A, așa că există monștri care pot să înghită nave întregi. Ceea ce, bineînțeles, că descuraja pe mulți oameni, plus că încă uh, predomina tes, uh, teza pământului plat, drept urmare, probabil că, de de pe că exista și frica să nu picăm de pe marginea lumii. Celor care cred că pământul e plat, dați înainte. Mișcarea oricum are mulți, are mulți activiști pe tot globul. Am ținut-o în minte. Întocmai. Ei, persoana care a schimbat cumva cursul istoriei Portugaliei, nu în sensul că el a creat uh, atracția portughezilor pentru mare. Ăștia au fost o nație eminamente maritimă, de când se cunosc, neavând încotro să se ducă înspre continent, bineînțeles că s-au uitat spre Oceanul Atlantic. Pescar portughezi, cum fac în aceeași perioadă și pescarii englezi, scoțieni, irlandezi, tot caută zone propice pentru pescuit mergând spre vest în Oceanul Atlantic, dar treptat, treptat, mai ales unde aveai Africa, deci era ceva ce se ducea undeva, bă, adică nu bănuim că, uite-l, hai să vedem și ce mai încolo. Uh, omul care creează cumva uh, tendința asta de extindere peste Marea Portugaliei este un principe, unul dintre fiii lui Joao I., cel de-al patrulea fiu, deci clar că nu are șanse să moștenească tronul, este dom Enrique, uh, cel care a rămas în istorie drept, Enrique, Enrique navigatorul. El, propriu zis, nu este un explorator. Fiind un principe, viața e frumoasă, n-am chef să mor pe undeva la mii de kilometri distanță, dar el creează în orașul, ajută-mă puțin, uh, în Sagres, extrem, Sagres, 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 extrema sud vestică a Portugaliei, este o peninsulă, un pinten al provinciei Algarve, Uh, creează o așa zisă școală de navigație, iarăși ar fi bine să fim reținuți în a o considera în sensul clasic de academie maritimă. El este cel care stipendiază prin veniturile lui, că fiind principe avea un apanaj destul de amplu, uh, mai multe expediții. Drept urmare, Imperiul Colonial Portughez se extinde foarte rapid prin influența lui după cucerirea Ceutei, în sensul că în 1419-20, aproximativ, descoperă și încep să colonizeze arhipelagul Madeira. Arhipelag este un titlu un pic pompos, că sunt două insule, mm -hmm. dar mai mult două insule egal arhipelag. Uh, prima descoperire extrateritorială uh, de-a lungul mărilor a Portugaliei, adică Ceuta o știau că e acolo, doar au cucerit-o. Madeira o descoperă și o colonizează pe baza unui principiu portughez care va funcționa secole: feitorias, fabrici. Ah da, plantații de fel de fel mici și dezvoltări dintre astea agro că este prematur să spui agroindustriale, unde se caută cultivarea de produse necesare pentru economia și pentru comerțul portughez. Teritoriile astea ale, madeire, ale Madeirei la care se unește foarte rapid și arhipelagul Azorelor, descoperite în 1427, astea sunt mai la vest. Uh, sunt favorizate de climă, o climă sensibil mai blândă decât aia continentală. Drept urmare, suportă foarte bine producția de zahăr, vor, de vor depăși foarte rapid principala sursă europeană a zahărului de până atunci care era în Cipru. Uh, ulterior vor crea condiții propice pentru plante textile in bumbac, pentru vin, până astăzi rămâne celebru, vinul de Madeira, respectiv vinul din Azore. Uh, sunt niște vinuri ca și uh, generalitatea vinurilor portugheze, am spus că vorbesc la marchizul de Pombal, aștept până atunci, cu un gust foarte pronunțat. Bineînțeles că sunt zone foarte fertile, astea fiind, dacă nu mă înșel, insule vulcanice, teritoriul în sine este foarte fertil, solul pot să fie cultivate și cu grâu, Uh, asta ajută pentru început economia portugheză, care, așa cum am spus, a fost într deficitară la capitolul alimentar. Momentul de revelație pentru agricultura portugheză va fi importarea porumbului din Americi. Porumbul prin simplele sale dimensiuni, o suprafață uh, de porumb cultivată cu porumb egală, ca, uh, un lot de porumb egal ca suprafață cu unul de grâu, va produce cu mult mai multă cantitate de nutrienți prin simplele dimensiuni ale porumbului, că ăla e o tijă centrală cu mai mulți ștuleți, n-are un singur spic ca greu. Uh, și insulele astea devin primul subiect și al colonizării. Portugheze. Pentru că -aveau oameni pe ele, nu A, așa, Da, sunt descoperite, chiar nu știu dacă astea sunt populate. Cred că existau niște triburi. A, de Cap Verde știu sigur că nu existau. Aia o e înainte un pic. A. Există conflictul cu Castilia pentru insule Canare. Insulele Canare sunt descoperite de un explorator francez, sunt luate în stăpânire de Castilia. Castilia dispune de forțe mai mari decât portughezii, dar maritim este inferioară. Portugaliei reușește să se afirme într-o bătălie din zona uh, respectivă în felul ăsta portughezii sunt forțați să încheie încă înainte de tratatul celebru de la Tordesillas respectiv în 1479 uh, tratatul de la Alcasovas care stabilește linia nord-sud de expansiune a celor două state recunoscând definitiv posesiunea spaniolă a insulor canare, Tenerifele de astăzi. În schimb, ei descoperă aceste arhipelaguri ale uh, Maderei și Azorelor, care intră în domeniul uh, acestui domen riche, care încurajează colonizarea lor, încurajează dezvoltarea plantațiilor pe aceste teritorii și această colonizare începută atât de devreme și lipsa nu m-am documentat, nu știu dacă existau populații băștinașe să erau complet nelocuite, cred că totuși existau ceva. Um, știu sigur că Fernando Po era nelocuită când au descoperit-o. Uh, dar oricum dacă au existat erau în număr prea puțin și cu o civilizație mult prea rudimentară ca să conteze asta explică de ce până astăzi aceste arhipelaguri cunoscute de-a lungul istoriei portugheze și drept insulele adiacente rămân până astăzi parte integrală chiar dacă cu autonomii locale a Portugaliei o să explicăm de ce Portugalia și astăzi ca suprafață totală nu e nici pe departe un stat mic oricum asta pare să fie o obsesie mm. în istoriografia portugheză Asta se întâmplă în timpul vieții lui Dom Enrique, care finanțează și uh, o serie de expediții care să treacă de capul Bojador și să se ducă mai departe în Africa. În felul ăsta sunt descoperite insulele Capului Verde, în prezent uh, stat independent. Uh, se descoperă li litoralul african până când navigatorii portughezi observă că virează către răsărit, către golful Guinei, reușesc să ajungă acolo cam pe la jumătatea secolului, pe acolo moare domnul în 1460, ceea ce nu înseamnă că elanul portughez dispare odată cu el, el este cumva cel care simbolizează prin persoana lui având unei întregi nații, care ulterior va fi sprijinită și de regii portugalei, chiar recomand o parcurgere doar a listei de regi portughezi acei mai mulți Joao, Afonso, Sebastiao, etc. Și să se vadă epitetele pe care le-au căpătat acești regi. Avem, la un moment dat, chiar îmi scapă persoana dacă este Joao al doilea, nu este Joao al doilea, este cred că un Afonso al patrulea, colonizatorul. Exact așa este numit arătându-se clar care a fost principala lui preocupare. Toți din Portugalia sau toți care contează din Portugalia înțeleg la un moment dat importanța acestei extinderi peste mare și a colonizărilor respective drept cheie a progresului și a prosperității Portugaliei. E clar că n-ai unde să te duci înspre răsărit, teritorial. Uh, vechile rute comerciale sunt la, de asemenea inaccesibile, trebuie să te dezvolți adiacent. Și aceste valuri succesive de exploratori în decursul secolului XV, pornind de la expedițiile lui Henric Navigatorul Henriche, iarăși voi face tranziția între pronunția portugheză și cea anglofonă, uh, pendulăm între 1419 descoperirea Madeirei, care ar fi prima și 1488 expediția lui Bartolomeu Dias care reușește să atingă ceea ce el numește capul furtunilor, dar foarte rapid regele Portugaliei din momentul respectiv îi schimbă. Ce ai scris tu aici capul furtunilor? Băi deșteptule! Șterge, pune capul bunei speranțe, că nu-ți mai ce nici coco acolo dacă ai scris capul furtunilor. E o călătorie foarte întelungată, cu foarte multe probleme, pentru că sunt calmele ecuatoriale în zona ecuatorului, aproape că nu sunt vânturi și poți să disperi când zile întregi corabia ta nu se mișcă, propriu zis, deși se fac mai multe progrese în domeniul navigației, anumite chestiuni, cum ar fi scorbutul sau beriberii, boli autoimune, nu e autoimune, boli, date de sărăcia alimentației de pe bordul, de la bordul navelor, încă nu știau cum să conserve alimente, drept urmare, legume și fructe cam deloc, care să stricau imediat, mai luau ceva animale vii, dar cât să ai, apa era și ea păstrată în niște condiții mai mult sau mai puțin precare, precare și baza alimentației erau renumiți biscuiți. Portugalia avea o întreagă uh, industrie de pesmeți, dar care și oia puteau să facă viermi la un moment dat. Uh, și uh, au descoperit o târziu. Cook este cel care observă James Cook, da, cel du da. explorator britanic, este cel care observă uh, faptul că această boală este cauzată de fapt de lipsa de vitamina C și obligă să se aibă varză murată și suc de lămâie la bordul navelor. Asta au constatat-o practic portughezii în momentul în care au andocat în diverse zone din Africa și cei bolnavi s-au vindecat în momentul când au început să consume fructe proaspete, disponibile din abundență în Africa subsahariană. Dar până acolo aveau de înfruntat clima tropicală cu care nu erau obișnuiți, bolile specifice regiunii, pe lângă astea date de călătorile îndelungate pe mare, malaria și tot ce presupune zona tropicală erau la fel boli pentru care nu aveau imunitate, îi afectau pe exploratori cu atât mai mult, îi afectau pe coloniști și asta a stânjenit dintotdeauna o expansiune colonială europeană în Africa, pe măsura celei care se va produce în Americi, unde climatul era, să zicem, relativ mai prietenos. Însă, trecând peste toate aceste privațiuni, plus, bineînțeles, posibilele conflicte cu indigenii, pentru că Africa, la momentul respectiv, este mai evoluată decât Americile. Indigenii africani sunt la un nivel de constituire statală și civilizațional superior celor din Americi și opun rezistență în momentul în care se confruntă cu tentative de ocupație din punctul europenilor. Cumva avansez în timp. Cert este că Bartolomeu Diaz reușește chiar să treacă un pic la est de Capul Bunei Speranței și în felul ăsta realizează că anticii se înșelau în momentul în care considerau Oceanul Indian o mare închisă, care nu este accesibilă decât din Marea Roșie, din Golful Persic sau de la Cornul Africii, că se poate ajunge în Oceanul Indian și mergând către Sud. Și În momentul ăla era clar posibil, măcar ipotetic, să se atingă India, care se știa clar că este adiacentă ora, Oceanului Indian, bănuiești care era una dintre principalele probleme de navigație când treceai în emisfera studică? se inversau polii și nu mai funcționau uh, busolele. Aia nu cred că e valabil atunci. Încurcai stânga cu dreapta și sus cu josul. Încurcai orientarea pentru că mm. dispărea principalul reper navigațional de pe cer, mm -hmm. Steaua Nordului. Corect. Da. Steaua Nordului dispare în momentul când ai trecut în emisfera sudică. Nu mai este vizibilă încă o dovadă, că pământul nu e plat. Uh, <coughs> și, drept urmare, aveai nevoie să-ți găsești un nou repertoriu. Nu mă pricep în de ajuns de bine cât să detaliez, dar portughezii sunt printre pionierii uh, navigației în emisferele sudice. Sunt, cu siguranță, primii dintre europeni care au pătruns în emisfera sudică. Sunt primii care ajung în India pe apă doar. Strict da. pe apă. 10 ani mai târziu, după expediția lui Bartolomeu Diaz, 1498, Vasco da Gama, un tip care, dacă te uiți la biografia lui, e clar că n-avea toată țigla pe casă, dar probabil că era personalitatea potrivită pentru o asemenea expediție considerată sinucigașă, adică împușcă e, mai mulți secunzi și mai mulți marinari pe la bord, împușcă o moară, Dumnezeu știe care încearcă să răscoale că nu vor să meargă mai departe, că durează aproape de 2 ani toată expediția asta. După aia se bate cu mai mulți suverani locali, mai ales când pătrunde spre Marea lui Surpriză într-o zonă de influență arabă. În momentul în care ajunge prin zona Tanzaniei spre Kenya de astăzi, pe la Mogadishu, Mombasa, descoperă că se vorbește arabă și că dinaștrii locali sunt musulmani pentru că erau familiarizați cu arabii, încearcă să pozeze în comercianți musulmani ca să nu trezească susceptibilități. Asta până când totuși se observă că ei nu posedă niciun Coran, că sunt destul de jerpeliți pentru niște comercianți că navigau din Portugalia, trecuse ceva timp, și are loc un conflict cu un sultan, cred că din Mombasa, sper să nu mă înșel la capitolul ăsta, încearcă să obțină un pilot, un pilot arab, dacă o șterge imediat ce vede că ăștia celebrează misa creștină și ulterior totuși reușește să progreseze către cornul Africii și apoi să traverseze uh, Ape, să traverseze apele dintre penins, sudul peninsulei Arabice și subcontinentul indian pentru a ajunge în ceea ce inițial cred că e insulă, după care observând zic, bă, ăsta e mai mare decât o insulă, uh, ajung în uh, sudul Indiei, dar sper să... Ah, nu... Sri Lanka. nu, 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 nu ajung în Ceylon. Ajung chiar pe subcontinent, îmi scapă denumirea orașului. Întâlnesc un dinas local care e hindus pentru că sudul India a rămas zonă predominant hindusă pe întreg parcursul istoriei subcontinentului, în prima fază au impresia că ăștia sunt creștini, pentru simplu fapt că nu sunt musulmani. Să prindu stai un pic, nu, nu, el ce cu elefantul acolo? Uh, mă rog, printre altele... Dar să prin că nu sunt creștini, nu decurge bine, nu decurg bine raporturile cu dinastul local, îmi pare rău, am un lapsus, nu mi-aduc aminte în ce oraș Ai, hai, se găsea uh, acest dinast. Azi zice că e Cambai, dar... Deci în sudul Indiei ne ajutăm și de telefon, e normal, dacă... Nagerkoil? Nu-mi sună cunoscut. Kolam? Tiruvana Tanpuram, Nu. Ok. Acum există mai multe... Badurai, de nu nu. Există mai multe denumiri pentru fiecare da. oraș indian, unele sunt date de europeni, altele sunt date de nativi. Ce n -ai? Nu, ai zis deja că parcă n-ar fi asta. Mă rog, un dinast hindus în sud, care inițial îi primește bine, după care ajunge să trimită o flotă să-i ucidă, să-i captureze, pentru că băieții iau o statici. Din, din, regatul său, reușesc să se salveze cumva în extremis odată datorită superiorității navale, navele portugheze la momentul ăla erau clar cele mai bune nave din lume, dar pe de altă parte datorită unei furtuni care le permite să se degajeze asta și să se îndrepte înapoi spre patrie. Dar foarte repede după aia, odată ce află că se poate, Portugalia ar mai trimite o simplă expediție no. în zona respectivă. E bine, și revenirea asta se produce doar câțiva ani mai încolo, în 1500 și un pic, moment în care este trimis domn Fran, Francisco de Almeida, uh, care în fruntea unei armade portugheze, de data aceasta vorbim de un număr impresionant de nave, oricum Portugalia la momentul ăla dispune de vreo 400 de corăbii, perioada în care Anglia dispune de aproximativ 20. Uh -huh. Adică este clar în fruntea continentului la capitolul flotă și tehnică navală în ansamblu ei. Sunt și cei mai bine dezvoltați și cei mai avansați totodată. În capul acestei flote, Don Francisco de Almeida, urmat foarte repede de Afonso de Albuquerque, sunt cei care realizează propriu-zis un imperiu colonial portughez, chiar dacă este un imperiu majoritar maritim bazat pe antrepozite comerciale în Oceanul Indian, cucerind mai multe puncte de sprijin atât pe coasta orientală a Africii, pentru că pe cea occidentală deja și făcuseră asemenea puncte de scală și locuri unde să se dezvolte, după care în zona uh, Mării Roșii și a Golfului Persic exista o altă preconcepție a lumii occidentale de la vremea aceea, uh, găsirea uh, legendarului regat al presbiterului Ioan, uh, un regat creștin al Orientului, care să devină aliatul creștinilor apusinii în lupta împotriva islamului. Multă vreme s-a crezut că sunt tătarii, la un moment dat, cum am spus, portughezii au crezut că sunt hindușii din India, până când uh, supozițiile s-au oprit de bine de rău asupra regatului Abisiniei, regatului aflat aproximativ pe teritoriul de astăzi al Etiopiei, regat creștin într-adevăr încă din perioada uh, primelor secole și care a beneficiat, am dat de o parte din sprijin, de parțial de sprijin portughez, la un moment dat chiar o instrucție portugheză acordată armatei abisiniene care pierduse sensibil teren în fața unui sultanat din zona Somaliei de astăzi, al cărui nume în momentul de față îmi scapă, cred că ne uitasem, un am dat după el și ori n-am găsit, ori am uitat denumirea. Suntem la uh, începutul secolului XVI. În ce zona Somalia. Uh, este zona de interior a Somaliei, dacă pot să-mi dai o seama. E în cornul Africii situat. Aici. Adică Etiopia este situată mai la uh, nord-vest de acest sultanat. Sunt musulmanii care la un moment dat, practic, uh, flanchează Etiopia și din nord, din zona Egiptului și a Sudanului de astăzi, uh, respectiv și din sud, dinspre Somalia. Etiopienii pierd teren în fața acestora, dar există o bătălie hotărătoare între uh, trupele acestui sultanat și trupele etiopiene care au vreo sută de ofițeri portughezi. Portugalia se uh, insinuează în zonă, dar o expediție propriu-zisă portugheză în ajutorul Negosului este anihilată de trupele numerice mult superioare ale acestui sultanat, pentru ca ulterior 100 de ofițeri portughezi supraviețuitori aproximativ să instruiască noua armată etiopiană în spiritul de luptă al armatelor europene contemporane, respectiv să le predea uzul muschetei și al muschetarilor. Muschetar, hebuză, suntem în perioada de tranziție. Matchlock este în... Uh, engleză, nu-mi dau seama exact când se produce tranziția punctual între arma cu fitil prins și arma cu cocoș și cu cremene care dă scânteie și e mult mai eficientă, dar oricum Instaurarea armelor de foc în armata etiopiană a constituit un avantaj cert în fața expansiunii acestui sultanat, că după aia vor veni o nouă serie de triburi dinspre interiorul african și îi vor lovi și pe unii și pe alții. Asta e altă discuție. La ăștia n-a ajunsese focul de praful de pușcă? Ajunge și acolo prin difuzie islamică, pentru că lumea islamică la vremea cel puțin sub raportul tehnicii militare, este în avangardă. Încă n-au ajuns turcii în regiune vor ajunge foarte curând după, dar cunosc și ei praful de pușcă. Zona aia fiind ceva mai izolată, este adus direct de către forțele imperiale adiacente. O înfrângere anterioară a armatei etiopiene era cauzată de faptul că ei încă nu posedau arme de foc, în timp ce musulmanii prin filiera otomană deja primiseră asemenea echipamente. Deci, cum am spus, se creează niște forturi portugheze la Marea Roșie, în insula Socotra, mă rog, în zona insulelor Socotra, în Golful Persic, inclusiv Bahrainul este cucerit la un moment dat de către portughezi și Ormuz, orașul care stăpânește peste strâmtoarea cu același nume, este în zona Emiratelor Arabe Unite, Oman de astăzi pe malul sudic, respectiv Iranul către Pakistan pe malul nordic în momentul de față. La momentul ăla, în schimb, era Marele Imperiu Persan. Suntem la începutul dinastiei, o să-mi vin acum, Afșaride, cred că se numește, Abbas cel Mare va veni la putere mai încolo, din cadrul acestei dinastii cred că e Tamas Pântâi, la vremea respectivă. Scuzați-mi, digresiunea respectiv către India, unde se impun atât în fața dinaștilor hinduși din sud, cât și în fața dinaștilor musulmani din nord. Încă nu s-a format imperiul Mogul, care va stăpâni nordul subcontinentului, sunt mai multe stătulețe, cel din Gujarat este printre principalii adversarii portughezilor, care reușesc să se pună stăpânire pe cetatea Diu în prima fază, vor cuceri și altele, după aceea... Uh, Acolo se produce, să zicem așa, primul conflict de amploare, prima reacție, de fapt, în fața înstăpânirii portugheze asupra Oceanului Indian. În primă fază, reacția îi aparține Sultanatului Mameluc, care încă există în Egipt, Palestina și Siria. Suntem în 1509, penultimul din Az Mameluc organizează o expediție cu sprijin venețian. Veneția acționează de partea musulmanilor pentru că își verde a amenințat monopolul asupra condimentelor și mai multe nave venețiene sunt demontate în Alexandria, transferate în Marea Roșie și de acolo este trimis o escadră în sprijinul celor din Gujarat cu o elită războinică mamelucă la bord pe care flota portugheză le dezasamblează liniștit. Pentru că la capitolul maritim nu se prea putea compara nimeni cu portughezii în momentul respectiv, pune mâna pe diu și reușește într-adevăr prin dominația Oceanului Indian să trimită marele flux comercial nu prin Marea Roșie și prin porturile Sultanatului Mameluc, ci prin Sudul Africii către Portugalia. Este momentul în care Portugalia devine oficial și recunoscut de majoritatea cel mai bogat regat al Europei, pentru că în, de la sosirea lui Vasco da Gama sau, hai să luăm altfel, de la Bartolomeu Diaz în 1488 până la cucerirea Malacăi, care este în vârf, în vârful peninsulei Malaca, în actuala Malaezie, sunt 23 de ani. Wow. Deci în perioada asta băieții se mișcă la nivel de blitzkrieg, la propriu. Chiar sunt și pentru perioada... foarte pragmatici în privința faptului că sunt o țară cu populație mică ei, nu pot să ducă reale campanii imperiale să cucerească mari suprafețe de teren, că nu au numerele pentru asta. Folosesc o tehnică mult superioară la momentul respectiv, nave care pe mare sunt aproape de neoprit, Praful de pușcă este foarte bine folosit artileria în sine, ajungem imediat și la progresele ulterioare ale portughezilor și respectiv o diplomație spectaculos de flexibilă pentru perioada respectivă, chiar dacă bun, sunt tributar concepțiilor bigote, limitate din punct de vedere rasial, confesional, Etc. față de interacțiune cu celălalt neamul Vasco da Gama a, a provocat mai multe scandaluri la curtea rajacului ăsta din India neînțelegând exact care-i treaba cu creștinismul cerând chestii imperioase neînțelegând cum merge diplomația orientală dar prin comparație cu oricare alți contemporani portughezii sunt de departe cei mai adaptabili și înțeleg exact și pentru ce se duc acolo, adică chiar dacă există și interesul ăsta adiacent al cruciadei cu regatul prezbiterului Ioan Cucutare, principalul lor scop e unul foarte pragmatic. Bani! <laughs> Băieții se duc acolo pentru ce aduce cașcavalul, direct pentru aur, că da, ei au dat denumirea vechea Saharei Occidentale de astăzi, Rio de Oro, râu de aur, pentru că au fost găsite niște prospecțiuni pe acolo totuși, dar n-a contat atât de mult pe cât s-ar fi bănuit, respectiv tot ceea ce putea să fie prețios pe continentul african, fildeș și alte materii, ajungem imediat și la principalul comerț de fapt la cu sclavi, respectiv ceea ce vine din extremul orient, aceste condimente extraordinare, dar bineînțeles și țesături și și altele, în prima fază, așadar, obiectivul portughez este să rupă monopolul comercial musulman, că nu e o nație la momentul la care întreține acolo comerțul, ci musulmanii sunt cei care din Oman, din Aden și cu punct terminul Sultanatul Mameluc sunt cei care domină traficul comercial din Oceanul Indian. Victoria portugheză de la Diu este cea care provoacă, potrivit unor istorici, declinul final al sultanatului Mameluc, care din superputere la Mediterană, oricum din stat de prim rang, pentru că se deviază fluxul comercial, sărăciște subit, ceea ce îi permite, cum am spus în primul podcast, cel cu Turcia, bagă, <laughs> Așa să îi permite sultanului Selim întâi avuz să ducă o campanie fulgerătoare împotriva sultanatului, cucerind atât posesiunile asiatice ale acestea, cât și Egiptul propriu-zis, ceea ce n-a fost în avantajul Portugaliei. Exista un plan maximal al Portugaliei care viza să se înstăpânească ea asupra Egiptului. Mm. Acum, în schimb, se confrunta cu un stat încă mai puternic, care avea ieșire în prima fază la Marea Roșie și va avea în curând, după cucerirea Bagdadului și a zonei de sud a Irakului de astăzi, ieșire și la Golful Persic. Otomanii sunt următorii principali adversari ai portughezilor în oceanul indian și rămân vreme de aproximativ 100 de ani pentru că penetrarea celorlalte națiuni occidentale ale Europei în oceanul indian va aștepta până în secolul 17. Olandezii vor sosi un pic mai devreme, dar englezii vor trece abia în 1602 pe acolo. Interesant. Portughezii au un avans de aproape 100 de ani. E interesant că portughezii mergeau de-a lungul Africii și în Asia pentru că ei chiar considerau că sunt ale lor. La Tordesillas linia arată exact, că bine, puțin Brazilia, fiind în America de Sud, dar Africa și Asia le aparținea lor potrivit tratatului. Stai că ajungem și la Tordesillas imediat, că momentan ne-am dus spre răsărit, acum hai să o luăm un pic și spre Apus. Mm -hmm. Interesant de văzut faptul că uh, anul 1492, Cristofor Columb îi face pentru prima oară propunerea unei expediții de descoperire a Indiilor prin vest regelui Joao al II-lea al Portugaliei, care îl refuză pentru că la momentul ăla cosmografii portughezi considerau prin calculele lor că este mult mai simplu să ajungi în Indii prin Est. Ceea ce tehnic era corect și și practic. Column nu avea de unde să bănuiască existența unui întreg fucking continent în vest, între Asia și Europa. Dar cert este că uh, își duce expediția sub standardul castilian, dar de barcă, acum fie din necesități practice, pentru că Lisabona era un pic mai aproape decât Cadiz de unde plecase, fie probabil chiar pentru a-i uh, arăta cu degețelul lui Joao... Ce spuneai, mă? Așa de barcă la Lisabona. Deci primul monarh european care află de ceea ce Colum credea descoperirea Indiei prin apus, dar de fapt de descoperirea Americii, este Joao al doilea al Portugaliei. Cel care l-a refuzat. Dar care consideră că teritoriile sunt portugheze. În primă fază. Până când, bineînțeles, se pregătea un nou conflict în care intervine un papă iberic, de altfel. Este vorba de Alexandru al VI-lea Borgia, infamul papă de la cumpăra dintre secolele 15-16, omul Isabelei, de altfel, care îi aduce pe cei doi la masa tratativelor și în felul ăsta, sub Auspicii papale se încheie în 1494, deci doi ani după descoperirea Americilor. Celebrul tratat de la Tordesillas, cum spusesem, în 1479 la Alcasovas, deja se încheiase o linie de demarcație, dar de data asta era latitudinală. Mm -hmm. uh, latitudinală, am zis bine, Latitudine nord sud nu, scuzați-mă, longitudinală. Uh, Est-vest, da. Horizontală. Nu monșera, am zis bine prima oară, era latitudinală, că era pe o, para, pe o paralelă. Așa. Uh, ulterior, tratatul de la Tordesias stabilește o, li o linie longitudinală, deci mergând pe un uh, meridian. În primă fază, papa încearcă să impună un meridian pe care portughezii îl spre vest. Dovadă că cel mai probabil, ori știau, ori bănuiau că există și teritorii în vest, dar nu vorbeau de zonele explorate de Corumb, ci de Brazilia. Ei neștiind încă. Aia nu se cunoaște exact până astăzi, dar insistențele regelui n-ar trebui să se fie referit strict la un spațiu oceanic, fără nimic în el. Faptul că regele portughez, Joao al ii insistă să fie mutată linia de demarcație mai spre vest, cu vreo 200 de leghe, mi se pare, față de ce ceruse papa în primă fază, i-a împins pe mulți să creadă că portughezii aveau ceva habar de ce se întâmplă pe acolo, oricum țineau foarte secrete descoperirile lor, iar băieții inteligenți știind că bă, dacă află și restul o să avem concurență și nu suntem noi cei mai mari din Europa. Noi suntem singurii care știm momentan de lucrurile astea. Dar dacă află mai mulți, ei au mai multe resurse decât noi. Și vom vedea ulterior când vor afla mai da. mulți, a fost nemunie. Dar revenind la partea cu long longitudine și latitudine, știam răspunsul, dar de când sunt cu chestia asta... Cu Damian e greu să te contrazici în sensul în care, dacă tu știi că răspunsul e corect, dar el are o nedumerire, tin și tu o să crezi bă, stai așa, bă, da, da, că e luat. De, de. Nu, nu li se întâmplă tuturor unii, se contrazic din principiu și foarte bine fac. Uh, dar nu, la capitolul ăsta am avut eu o bâlbă mentală. Da, latitudinea este nord-sud, longitudinea este est-vest. Da, uh, bun. A, ne Așa, școală. și primul este un tratat care se folosește de o paralelă Aici e ce demarcaseră. Linia de stăpânire între Canare și Madeira. Ah, ok. Canarele rămâneau castiliene la momentul respectiv, Madeira și ulterior Azorele, dar care sunt în altă direcție, rămân portugheze. Practic li se dă voie portughezilor să se ducă mai la sud. Mm -hmm. În timp ce aici este o demarcație est-vest. Adică uh, vestul este al Spaniei, mă rog, viitoarei Spanii, estul este al Portugaliei, estul cuprinzând de fapt toată lumea veche. Da. Uh, bun. Venim pe Pă, cât de avantajos pare în prima fază, păcât de dificil este ca un stat sensibil mai mic decât Castilia și Aragon să încerce să se înstăpânească pe o zonă care deja este dominată în mare parte, în timp ce Spaniei să-i re să revină marea lume nouă. Cum am spus, portughezii împing un pic mai la vest această linie de demarcație și se va vedea imediat de ce. La 1500 sunt două expediții celebre, una mult mai bine cunoscută, alta, pe cât de celebre ar trebui să fie, pe atât de absentă este astăzi. Uh, un domn, Pedro Alvarez Cabral, și n-are nimic de-a face cu foarte simpaticul de altfel om de televiziune din România. Vedem vede ulterior de ce se confundă numele astea. Așa pornește la rândul său spre, spre uh, capul bunei speranțe, însă virează prea la vest. Era oricum o manevră a navigatorilor portughezi pe care iarăși nu știu să o explic, că nu știu exact geografia vânturilor pe acolo, că trebuia să o cotești întâi spre vest ca să prinzi vânturi favorabile să te ducă spre capul bunei speranțe mai eficient. Ăsta cotește prea la vest și în felul ăsta ajunge să fie primul care cel puțin oficial descoperă coasta Braziliei. Deci este unul dintre primii exploratori, nu este primul fiindcă ajunsese și Columb pe coasta Americii de Sud, dar este primul care ajunge în mod oficial pe uh, litoralul răsăritean al Americii de Sud, și în felul ăsta uh, proclamă și acele teritorii ca fiind sub stăpânirea regelui Portugaliei, în timp ce un altul mult mai puțin cunoscut, Corte Real se numește exploratorul, pleacă spre nord. Portughezii știau deja, fie din istoriile mai vechi, fie o redescoperiseră de Groenlanda, iar de acolo. Expediția aceasta a lui Corte Real, căutând probabil un pasaj prin nord către, către Indii, descoperă pe insula Labrador și ulterior zona Newfoundland de astăzi, unde sunt întemeiate niște așezări portugheze, care n-au supraviețuit din păcate, dar de aici pleacă una dintre preferințele culinare ale Portugaliei. În apele astea este foarte abundant codul ba, Bacaliau în portugheză, cel mai consumat pește până în prezent din Portugalia, care combinat cu un alt aliment devenit foarte popular ulterior în zonă, dată cu apariția cartofului și descoperirea minunii pe care o reprezintă atingerea uleiului de cartof, uh, cartofi prăjiți, patata sfritas, parcă ai spus, frites, da. se pare că din țara asta a pornit, deși ei n-au acum niciun drept de autor <coughs> asupra uh, acestui fel de mâncare, care a devenit emblematic pentru Regatul Unit. Fish and și chips. Și pentru belgeni, cartofii prăjiți cel puțin. Mă rog, dar combinația asta propriu zisă de pește prăjit cu cartofi prăjiți este la pare să vină din zona Portugaliei. Cel puțin așa decurge din evoluție istorică. Iarăși, eterna discuție. Majoritatea mâncărurilor, în afară de niște feluri care poartă semnătura unor bucătari, nu le-a inventat cineva astea de bază, au fost descoperiri cumva firești, normale, nu, nu trebuie să fii un geniu. La un moment dat să te prins că e bună combinația. Dar se pare că primii care uh, le folosesc sunt portughezii, la fel cum uh, ei sunt printre primii care se prind, ori din cauza sau datorită vocației maritime, nu-mi dau seama dacă poate să conserve mai mult sau nu, presupun că da, marinarea cărnii în oțet îi prelungește un pic uh, durata până la expirare și respectiv în felul acesta apare pe de o parte un fel uh, de mâncare specific uh, Portugaliei, mai exact specific zonei din Alentejo, Alentejo. porcul porco alentejano, care este făcut pe baza unei cărni marinate în oțici combinată cu scoici, considerată unul dintre felurile cele mai apetisante ale bucătării portugheze, între paranteze fie spus, una dintre cele mai subapreciate bucătării la nivel mondial, da. pentru câte feluri poate să combine, dar se pare că această manieră de a marina carnea în oțet necunoscută anterior bucătăriilor asiatice este preluată și de indieni și în felul ăsta apare cărivindalu, a cărei carne este inițial marinată în oțet, iarăși influența portugheză este indirectă, dar există, că se pare că nu există nicio rețetă cu carne marinată în oțet care să preexiste apariției portughezilor pe continentul, subcontinentul indian. Deci pe lângă faptul că indienii au dat mâncarea englezilor astăzi, ei au și luat de la portugheza cu 500 de ani. Da, există mai multe clipuri pe, în online care arată cam cât de uh, omniprezentă poate fi, chiar dacă într-o manieră difuză, bucătăria portugheză la nivelul globului. Există un soi de curry prin zona Malacăi, Malaeziei de astăzi. Uh, englezii au spus Devil's Curry dar n-au înțeles bine că e un soi de derba curry din ce-ți rămâne de la masa de Crăciun. E o tocană din resturi de okay. de praznic, să zicem așa, mergând până la tempura. Pentru că aparent japonezii nu găteau pește folosind ou și făină până să apară portughezii pe acolo. Bineînțeles că astăzi dacă îi unui japonez că tempura nu-i japonez, îți alergă cu katana. Te sinucide, da. Dar se pare că în sine maniera asta de a combina mâncarea, știi, pare atât de simplu când ai făcut-o. Dar până s-a gândit cineva la chestia asta, pentru că nu știu dacă a stat pe lângă bunici în bucătărie sau pe lângă persoane experimentate în alegătitului, la un moment dat când te obișnuiești într-un fel, se pare blasfemie. O altă combinație. Eu am experimentat anul ăsta întrebând de ce nu fierbem cartofii deja tocați pentru salata de buf și după aia să-i călim un pic decât să ne chinuim după aia acolo care să lipește și ce să vezi a mers. Dar prima reacție a fost, e, cum să-i fierbem gata tocați? Păi ce, gata tocați nu să fierb? Ba da. Wow, da, da, wow, wow, stai. stai. Da, sau îmi vin în minte cuvintele bunicii mele, cine mai a mai pomenit mamă, nu știu ce cu nu știu ce. Cel mai probabil stau bunici și pe vremea aia care a fi spus în japonează, și oh, nu a mai pomenit mamă să no. bagi crevete în amestec de făină cu ou și să-l prăjești. După aia. Țar, Na, ceva din... Da, dar uite că s-a pomenit și în felul ăsta au putut să uh, influențeze bucătăriile înspre răsărit. Respectiv, în Brazilia, feijadoa, cred că se numește tocana asta, este o rețetă foarte complicată, carne de porc cu fasole, neagră. Dar cei care cercetează gastronomia s-au prins că seamănă destul de mult rețeta cu o veche rețetă romană. Drept urmare, ori presupunem la un moment dat că genialitatea gastronomică are mai multe spații de manifestare, ori singurii care puteau să care o rețetă romană în America de Sud, în Brazilia, erau portughezii. Așadar, influențează în mai multe zone gastronomia pentru că sunt primii care le corelează și sunt suficient de deschiși, sau cel puțin sub aspectul ăsta, cât să primească și să dea totodată. Se pare că și sosul, scuzați-mă, piripirii pe care îl folosesc un lanț celebru de restaurante din Africa de Sud. Este un sos din ardei iute în care se marinează carnea de pui. Are la bază tot o rețetă portugheză. Păi ardeiul nu i-a dus tot din Americi? Iată. Ok. Dar legat de faptul ăsta, pentru că portughezii uh, au influențat atât de mult bucătăriile celorlalte țări pe care noi le credem uh, original de acolo, cum ai spus, cu, te cu tempura în Japonia, Chiar în București există și pe lângă faptul că este subdezvoltată bucătăria portugheză internațională, în București există extrem de puține, dar avem ba spaniole, ba indiene, ba japoneze. Dar de curând au început, cred că în ultimii 5 ani au început să apară. Și uh, căutați pe internet, aveți chiar și specialități cu pui, dar și deserturi, încercați bucătăria portugheză. Cred că la final, dacă e să mai păstrăm puțin, dar cred că am spus... Bineînțeles, despre destul. felurile de mâncare așa emblematice o să mai vorbim un la pic, final, dar ne. acum cumva avea logică mai mult să ne referim la răspândirea asta colonială, a difuzarea asta colonială a bucătăriei portugheze. Și legat de Cabral, uh, prezentatorul Cabrali Baca, Așa. pe care îl salutăm și îl respectăm că e mai român decât mulți români, uh, numele lui știi de unde vine, nu? Mm. Numele e de origine portugheză, noi îl confundăm cu africani. Uh, Amilcar, uh, Amilcar, Amilcar Cabral e un lider panafricanist, panafrican din perioada anilor 60-70, în perioada de colonizări, din Guinea-Bissau și din Cap Verde. Și după Cabral chiar se pupă, dacă să ne gândim cu perioada asta, că e născut, cred că prin anii 70. Oamenii eu mărturisesc o seră... că nu cunosc biografia domnului Cabral, pentru care și eu am o simpatie puternică la, ca persoană. Dar numele nu este dat fix în perioada în care africanii tatălui fiind din Nigeria, parcă, sau uh, Congo. Asta nu știam. Care e proveniența? Uh, au început să dea copilor numele acelui Amilcar Cabral, care era un luptător pentru libertatea Africii în anii 60 și 70. Și așa a ajuns și domnul Cabral să aibă numele. Numele Cabral este de origine portugheză. Că am mai întâlnit și prieten prieteni în copilărie, mai bronzați puțin, cărora mulți îi ziceau Cabral, ca poreclă. Adică nu, numele e original Ce portughez. Dragost. Da, da, da. Da, bun. Tot portughezii sunt și cei care au pornit cumva apariția metișilor, atât în spațiu american cât și în spațiu african și cel asiatic, fiind iarăși o treabă practică, ne prea luând femei cu ei. Coloniștii au fost încurajați în afara lumii musulmane, deci oricine era de religie hindusă, budistă sau culturi animiste, se permiteau căsătoriile mixte și în felul ăsta, cam prin toate teritoriile stăpânite de portughezi cu Brazilia în frunte, bineînțeles, ia naștere o populație masivă de metiși. Că tot spusese de Metiș, Cap vert este unul dintre experimentele cele mai pronunțate portugheze pentru că insula nu avea populație când au descoperit. Isulele, Insule, dacă e un arhipelag, Tu ai zis dacă sunt mai mult de două. Și băieții ăștia... Cap nu, Ver și dacă-s două. Și dacă-s Cap Verde, fiind la jumătatea, oarecum, la distanței între Africa și America, era locul cel mai bun pentru a te opri în perioada în care sclavia era legală. Și băieții descoperii se răschimbă ăsta transatlantic. Uh, au populat-o strict cu sclave africani plus albi care s-au contopit și astfel avem astăzi o națiune. este aici o națiune, dar ea la origine ea nu de acolo. Bine. Nu mai vorbim de Jamaica sau faptul că au fost înlocuite populațiile. Nu, pe Cap Verde nu exista populație, nu exista viață, nu existau oameni. Viață exista. A, ah, corect. Um, și au fost un experiment reușit în ultimul. La moment. fel este și cu insula Fernando Po, care este în golful Guineei, acolo unde Africa se retrage în fața oceanului. Este practic locul unde a fost îmbinată altcândva în preistorie cu America de Sud. Uh, insulă la fel găsită nelocuită de către portughezi și populată ulterior cu uh, sclavi respectiv conduși de o mică elită albă. Acum e inutilă discuția că ăștia n-au avut sclavi sau cutare, dar în general portughezii se arată o idee mai toleranți decât alții care practică același lucru. O să revenim imediat și pe continentul european să vedem un pic diferențele la nivel iberic cu Inchiziția și cu minoritățile. Și la uh, capitolul sclaviei, uh, nu o să intrăm noi să mai comentăm crima care a fost sclavia vreme de sute de ani, noi să explicăm un pic motorul acestui comerț cu sclavi. Bun, în Europa creștină, puțin probabil și greu de conceput ideea de sclavi într-o țară creștină, totuși, n-au prea adus pentru metropolă sclavii respectiv. sclavii erau folosiți ca lucru, mână de lucru foarte ieftină, că în general nu necesitau decât hrana absolut esențială pentru mai multe plantații înființate în primă fază de zahăr, până când piața portugheză a fost eclipsată de alte piețe mai competitive la capitolul ăsta, apoi pentru piețele de tutun, plantațiile, pardon, de tutun, uh, bumbac, alte materii textile, uh, chiar și cauciuc ulterior, pentru că a venit spre secolul XIX, cacaoa ca și cafeaua să devină foarte important. Insula Fernando Polo, am dat, era al treia, a treia zonă producătoare de cacao la nivel de mapa mond până 1900. Era dată drept colonia exemplu. Iată cât de profitabilă poate să fie, deși e mică. Toată asta se făcea cu uh, sclavi, majoritatea de, pro, de proveniență africană, chiar există însemnări ale portughezilor, care constată foarte rapid productivitatea net superioară a sclavilor de origine africană față de cei amerindieni, de exemplu, care nu, erau, nu aveau imunitate, am explicat mai multe la Spania, nu aveau imunitate în fața bolilor europenilor, aveau o organizare mult mai uh, puțin avansată și automat nu pricepeau anumite chestii, pe când africanii erau și mai rezistenți mm. și mai uh, capabili să înțeleagă comenzi complexe vis-a-vis mm. -vis de exploatări. Lucrul ăsta a durat uh, în medie vreo 400 de ani. Cam așa durează. La un moment dat, fluxul principal al Portugaliei este din Angola, care devine una dintre principalele uh, colonii portugheze, încă nu vorbim la nivel de țară, dar acolo se concentrează foarte multe puncte de coastă stăpânite de portughezi, și de acolo erau trimiși majoritar în Brazilia, care devine principala zonă de exploatare a plantațiilor. Bine, și ulterior după descoperirea resurselor uh, de minereu prețios de aur la Minas Herais, sau Gerais, cum se pronunță, Şerais, cred. Şerais, uh, și în alte zone, inclusiv în exploatări miniere, dar bineînțeles că nu sunt limitate doar acolo, și insulele Capului Verde și Fernando Po și Guinea Portugheză toate beneficiază de lucru cu, slavi, cu sclavi, cum la un moment dat se deviază, e adevărat, o porțiune mult redusă de sclavi, se deviază și spre spațiul extremului orient și așa avem un samurai cu o proveniență africană da, în Japonia, respectiv uneori pirații portughezi răpesc chinezi și japonezi pe care îi folosesc de asemenea ca sclavi, ceea ce duce evident la degradarea foarte rapidă a relațiilor. Acum vorbim un pic de partea vestică a acestui imperiu. De menționat totuși cum se întâmpla acest comerț cu sclavi. Până în secolul XIX nu vorbim de colonii în interiorul teritoriului în Africa, pentru că africanii erau bine organizați relativ, teritoriul era destul de inaccesibil și mai ales portughezii nu aveau resursele necesare ca să stăpânească o porțiune întinsă de teritoriu, aveau mici forturi pe coastă, ușor de apărat că se aprovizionau pe mare dar profiteau prin negocii și prin corupție de dușmăniile existente între diferitele triburi sau chiar state africane, că la momentul respectiv Congo e un regat, state care de multe ori practicau ele însele comerțul cu sclavi cu acești colonizatori mai ales cei învinși în fel de fel de lupte dintre astea tribale, lupte intestine, erau trimiși frumuși frumușel ca sclavi pe corabile portugheze. Asta nu înseamnă că oamenii nu se serveau dacă aveau ocazia direct cu locuitorii neajutorații vreunui sat descoperit prin zonă, ceea ce a produs un exod de milioane de suflete de-a lungul acestor 400 de ani către continentul american, mai ales, și a dat naștere populației actuale, mai ales a Braziliei. De adică melanjul dintre europeni, africani și indigeni a produs actuala populație a Braziliei. Cam ăsta este fluxul propriu-zis în care funcționează. Portughezii rămân pe întreg parcursul aproape al secolului XVI principalii promotori ai explorărilor, denotat faptul că și Fernando Magellan Uh, nu știu cum i s-ar pronunța numele în limba portugheză, este portughez la origini, chiar dacă defilează sub standardul uh, monarhului castilian, urmând să devină spaniol, uh, și totodată rămân și uh, lideri în producția mondială de vase, reu respectiv reușesc să asambleze cel mai mare galion din istorie este forma ulterioară a caravelei, este un vas seminamente destinat luptei sau o joao batista se numește, dar ne-am uitat înainte, porecla lui era spuda fogo, ceva de genul ăsta, în traducere românească, scui pe foc. Avea 360 de guri de tun. E unul dintre primele vase care fac abordajul imposibil, că nu mai reușești să te apropii de el înainte să te scufunzi. Este vedeta mărilor pentru o perioadă, chiar împăratul Carol Quintu îl închiriază de la regele Portugaliei ca să-l folosească la cucerirea Tunisului. Este spectaculos că nava asta mamut, adevărat leviatan pentru vremea respectivă, reușește să rupă lanțurile care opreau intrarea în portul Tunis, a avea deplasat, tonele pe care le deplasa erau atât de multe încât, din impactul unei nave, care totuși se ține în cont că se deplasa cu pânze, lanțul din port se rupe și, în felul ăsta, în 1533, mi se pare, creștinii reușesc să cucerească Tunisul. Botafogo. Scuipă Botafogo. foc. Da, și Fernando Magalhaieș. Mai ușor, mai Iată. Deci, pe baza acestor atribute într-adevăr remarcabile, până la jumătatea secolului XVI Imperiul Portughez cunoaște un apogeu, repet, spectaculos de rapid atins. 1557 o convenție cu Imperiul Chinez duce la concesionarea orașului Macau care, paradoxal, va deveni ultima posesiune colonială europeană. E fascinant, vom vorbi, Portugalia e primul imperiu și ultimul imperiu colonial din Da, România. există și unele contacte cu japonezii, dar ăștia să închid ulterior. Numai Olanda mai reușește, asta lămurim când vom avea de-a face cu Olanda. Dar la momentul apogeului, Imperiul Portughez, mai există un stratat la Zaragoza, cu Spania, care reglementează împărțirea în punctul opus al terei, pentru că între timp spaniolii descoperiseră Filipinele, în timp ce portughezii voiau stăpânirea molucelor. Și se trage și acolo o linie de demarcație care spune, bun, molucele la Portugalia, Filipinele la Spania. Și în felul ăsta se trasează cumva între principalele două puteri coloniale, dar ulterior vor începe să fie contestați. Dar la momentul său de maximă expansiune, Portugalia controlează aproape totalitatea comerțului din Oceanul Indian care este cel mai mare areal comercial la momentul respectiv, dat fiindcă încă nu prea există un flux comercial pe Atlantic și cu atât mai puțin în Pacific, controlează așadar zona Africii, zona Peninsulei Arabice printr-o serie de forturi, zona subcontinentului indian pun stăpânire în 1518 și pe insula Ceylon, cunoscută în prezent drept Sri Lanka, principala la sursă de scorțișoară între altele, care va deveni la un moment dat z-condiment. Așa? <răză> uh, de aici au, e ceaiul, nu de aici, portughezii ceaiul. Întâlnești și ceai, e interesant și lucrul ăsta, ajungem imediat și acolo, uite chiar că tot vorbeam de plantație, am, am omis ceaiul, dar și el crește ulterior ca exploatare, ca pondere în exploatare, au câteva puncte și în zona Burmei, actualului Myanmar, Uh, sunt prima ambasadă europeană care merge la Curtea Siamului, Curtea Tailandei, pentru a reglementa situația Malacăi pe care o stăpâneau din 1511, <laughs> și se răspândește prin arhipelagul Indoneziei de astăzi, ocupând statornic Timorul, până în prezent este unul dintre cele mai noi state de pe mapa mond, da, Timor Timorul este. de Est, a cărui limbă oficială Portughez. este portugheza. Uh, Cam asta este apogeul imperiului. Nu că ulterior ar fi regresat ei deodată, dar au apărut concurenți cu mai multe resurse sau cu mai multă uh, forță de întreprindere. Să spunem, dar să revenim până ajungem la perioada de stagnare declin, un pic și în țară în metropola propriu-zisă. Uh, cum am spus, Portugalia nu ratează vruna dintre. Uh, ororile evului mediu târziu, respectiv perioadei premoderne, și ea dobândește inchiziție, chiar la este cerută de către regii portugali inchiziția, pentru că, în afară de reputație ei infamă dată de cinematografie, Inchiziția era un instrument foarte bun dacă vrei să centralizezi puterea. Pentru că ce să vezi, nu este doar un adversar politic. Poate fi și eretic. <laughs> și în momentul ăla, pui mâna mult mai ușor pe averile pe așa, pentru că este lupta monarhiei portugheze începând din secolul XIV pentru a centraliza autoritatea în fața seniorilor feudali, între care se remarcă cu caracter premonitoriu ducii de, bra duci de Braganța. Sunt cei mai puternici feudali ai țării încă din perioada respectivă. Joao al Doilea va ajunge să înjunghe personal. Un asemenea duce în încercarea de a-și afirma autoritatea. Reușesc uh, spectaculos de repede și aici Bun, se ține iarăși cont că e o țară relativ mică, raportată la marile putere ale Apusului și în felul ăsta, în Portugalia, lucrurile sunt sensibil mai stabile. Bogăția care începe să se reverse este și ea un factor de stabilitate. În momentul când ai prosperitate, ai implicit mai puțin nemulțumiți. Iar în 1492 mai apare însă o problemă care a fi să complice lucrurile, respectiv expulzarea evreilor din Castilia și ulterior din Aragon. Ei sunt primiți inițial în Portugalia, Joao al doilea le dă voie să stea în schimb unei taxe, dar după aia se răzgândește și ei cam izolează. Până ca, pentru ca în cele din urmă, în secolul următor, să li se ceară familiilor mai avute, bineînțeles, o sumă destul de importantă de bani ca să poată să-și părăsea, să părăsească Portugalia cu bunurile lor cu tot, dacă mai aveau ceva. Adică și aici se produce o primare a evreilor, dar este cumva mai restrânsă sau mai difuză un pic decât este în, în zona Spaniei. Și bineînțeles, întotdeauna impresionează la capitolul catastrofe, cu cât mai mare, cu atât mai repede sare în ochi. Portugalia fiind sensibil mai mică decât Spania, automat și lucrurile petrecute aici au un ecou ceva mai slab. Uh, și la fel au situația și acei Moriscos, uh, fosta, uh, de fapt fosta, populația musulmană care se păstrează mai ales în sudul regatului și care treptat, bineînțeles, suferă același privațiuni ca și cei din Regatul Castiliei, respectiv uh, sunt forțați să treacă la creștinism după care Inchiziția îi ia la persecutat și după convertire, zicând, bă, v-ați convertit voi, dar sunteți sinceri. <laughs> uh, sunt aceia așa-numiți creștini noi care vor fi persecutați cam până la începutul secolului XIX că na, Inchiziția la un moment dat într-o țară precum Portugalia care a fost aproape opacă la reforma protestantă adică în afară de câțiva intelectual n am împărtășit nimeni reforma protestantă nici poveste de calvinism sau alte confesiuni creștine și unde de bine de rău alte migrații de populație de la evrei și de la musulman, nu se mai întâmplaseră avea nevoie și Inchiziția de o justificare a activității bă voi ce faceți acolo? Păi, eretici, de care? Nu contează, găsim noi. Lucrul ăsta, bineînțeles, că în, în timp se va dovedi Ea a fi o frână, dar la momentul ăla era o armă eficientă în mâinile regalității portugheze, aceasta dorind să-și consolideze autoritatea centrală. Fluxul de condimente, de lucruri prețioase către Portugalia crește la un moment dat exponențial bogăția țării, așa că pe la 1450 își permit să-și bată propria monedă numită cruzado, care devine una dintre monedele forte ale continentului european, deja lumea e conștientă că o mare parte din bogăția Europei stă în moțul ei, dar în Portugalia. Regii Portugalii devin protectori ai artelor. La capitolul ăsta, Portugalia este o țară a marilor contraste, adică în perioada când este în avangarda științei bun, știință într-adevăr foarte aplicată, adică ei, pe ei interesează navigația, geografia, ce le face lor bine. Nu avem, sau cel puțin, nu știu eu, cer scuze, nu vreau să jignesc, vreun astronom portughez celebru sau mai știu eu. Uh, artele în perioada aia mai slăbuți. Apar, bineînțeles, manifestarele romanicului, apoi ale goticului. Se păstrează până astăzi în Portugalia asemenea exemple, chiar dacă sunt sporadice, cum sunt peste tot, că e vorba de clădire de 700-800 de ani. Uh, apar ordinele monahale catolice, vor avea o ascensiune și ezuiții ulterior. Dar uh, contrastul este vizibil în favoarea științei până în secolul XVI. În secolul XVI apar o serie de probleme sistemice care vor influența țara. În primul rând avem o problemă de atitudine. Portugalia nu prea înțelege faza următoare de dezvoltare, faza mercantilistă, precapitalistă, să zicem așa. Portughezii nu au companii private. Există expediții private, adică... Mai mulți oameni se unesc și pleacă să descopere un nou teritoriu, dar asta nu se transformă după aia și în inițiative comerciale private cum vor face olandezii și mai târziu englezii care creează companiile indilor orientale și în felul ăsta acțiunea se desfășoară cumva independent de statul. În cazul Portugaliei, expansiunea ei colonială și dominația ei comercială sunt condiționate în mare parte de persoana monarhului, care reușise să un moment dat prea bine pentru propriului bine să-și centralizeze autoritatea, să instaureze un despotism absolutist. Și în felul ăsta se plasează și germenii declinului, pentru că un rege incapabil înseamnă dezastru pe toată linia, dat fiindcă de el depinde aproape tot adică viceregele Indiei, oricât de pompos suna titlu, în principal era dependent tot de metropolă pentru deciziile politice importante. Și dacă n-aveai cu cine să discuți că... M, atunci lucrurile puteau să se complice sensibil. Pe de altă parte, așa cum am spus, faptul că se aplică măsurile din Spania în sensul de expulzarea evreilor, persecutare a celor de alte credințe, uh, duce la un declin în privința comerțului și a meșteșugurilor. Țara în sine nu dispune de resurse puternice pe continent și marele aflux de bogății, paradoxal sau nu, nu e paradoxal, frânează dezvoltarea industriilor locale. măcar mă, că avem, ce ne mai trebuie aici? Uh -huh. Așa și în felul ăsta se plantează serios germenii unui declin care în cazul Portugaliei e mai rapid pe de parte decât în cazul Spaniei pentru că este vorba de o țară cu o populație sensibil mai mică. Dar la un moment dat chiar Spania va fi factor de declin pentru Portugalia, de data asta apărând o problemă de ordin dinastic. Respectiv, în 1578, uh, ultimul rege, penultimul, pardon, din dinastia de Aviz, de fapt este ultimul cronologic vis-a-vis -vis de generații, Sebastiao I, un personaj bigot ca să fim drăguți care în loc să se preocupe ca și luștrii de ai săi de expansiunea Imperiului Colonial Portughez, el visează cruciadă și crede că o okay, cheie pentru asigurarea supremației Portugaliei este cucerirea teritoriilor Marocului, poartă o nouă campanie crezând că va reface isprava lui Joao întâi de la Ceuta, între timp portughezii puse să rămână și pe Tanger și pe încă o fortăreață Mazangan, cred că se numește, din extremitatea nordică a Marocului pornește urmat de un pretendent la tronul marocan într-o campanie împotriva suveranului Marocului care reușise altfel cu succes să se opună încercărilor otomane de a-i transforma țara în provincie. Otomanii n-au stăpânit niciodată Marocul, sau au oprit în Algeria. Însă, în fața campaniei portugheze se produce o mișcare spontană de solidaritate islamică și otomanii trimit contingente în sprijinul suveranului marocan, astfel încât la bătălia care s-a dat la El Casr El Kebir sau El Caser Kebir din nordul Marocului, armata regelui Sebastiao, cu tot cu contingentele de marocani loiali pretendentului, număra sub 30.000 de oameni, în timp ce trupele marocane se ridicau spre 70.000. Ceea ce încă n-ar fi fost o situație catastrofală, deși regulile de bază al unei campanii ofensive, cer să ai dublu, cel puțin, că tu ataci. Mm. Dar hai să zicem că la momentul ăla încă decalajul tehnic între portughezi și marocani era suficient de mare în favoarea portughezilor, armurile, artileria, terseurile în sine, formațiile de infanterie, erau suficient de bine organizate, aveau capitan englez la un dat care comanda infanteria, puteau să facă față, însă și strategia a fost de-a dreptul cretină, au ignorat total faptul că bă, marocanii își sără niște regimente de cavalerie într-o zonă greu vizibilă din zona frontului. Regele a șarjat ca imbecilul, scuzați despre morți nu mă da bine, dar asta a murit de mult. A, a șarjat ca imbecilul și a murit într-o șarjă din trasta și în loc să se folosească și de relieful relativ accidentat ca să rezistă în nordul pe s-au trătit ca proști în câmp. Așa că au fost decimați, la, nu decimați, au fost anihilați la propriu de către trupele marocane. S-a numit bătălia celor trei regi care erau prezenți, suveranul marocan, suveranul portughez și pretendentul la tronul portughez. Toți trei au murit acolo. Portughez într-o șarjă, pretendentul capturat, ucis ulterior și suveranul marocan greu bolnav, al Malik, se numește, cel puternic cred, sau cel mare de fapt grav bolnav, dar insistând să fie ținut în șa să-l vadă trupele, moare de pe urma în această zi glorioasă de altfel pentru el. Pentru Portugalia, dezastru este mult mai mare decât pierderea unei armate a majorității aristocrației, că bineînțeles că toți nobilii s-au dus cu regele și au unor fonduri aruncate pe geam la propriu, că n-a avut niciun câștig, este cu atât mai mare cu cât don Sebastiao n-avea urmași. În afară de cel care era cu el. Da, nu mai țin minte dacă avea un... Nu, că stare are 20 și ceva de ani. Okay. Nu cred că are copii deloc. Stai, scuză-mă, da, vorbeam de domn. Domn e pretendentul. Așa. Confundasem. Din fericire, mă rog, parțial, în care rude. Un frate de-al bunicului său, Cardinalul Enrique preia tronul Portugaliei, Enrique o cardeal rei, este cunoscut, domnește doar 2 ani pentru că e deja bătrân, oricum el să regența, el ținuse administrația, apropiu zis, în funcțiune, moare 2 ani mai târziu, în 1580, și drept urmare urmează o micuță criză dinastică, pentru că nu mai există descendență directă și apar mai mulți pretendenți. Unul este un bastard al lui Pedro I, mi se pare, Dom Antonio prior de crato, altul este chiar suveranul Habsburg al Spaniei, Filip al II-lea. De-a lungul timpului se produseseră N în căsătorii între Casa Regală de Castilia ulterior spaniolă și cea a Portugaliei, așadar cum am spus, ăștia căsătorindu-se toți între toți, normal că aveau toți pretenții. La fel cum prin Uniunile Matrimoniale a Iusifera Habsburgii să domnească și în Spania, acum se pregăteau să domnească și în Portugalia. Filip al II-lea era fiul unei prințese portugheze. Soția lui Carol Quintu fusese portugheză, Isabela. Așadar, în virtutea acestui drept, dar mai concret, în virtutea forței pe care o poseda este perioada de apogeu a Imperiului Spaniol sub Filip al II-lea, acesta invadează Portugalia cu o puternică armată comandată de octogenarul Duce de Alba în 1580, reușește în prajma Lisabonei să bată trupele pe care reușise să le adune acest Antonio pretendent, care se retrage, în aceea zi este ocupată Portugalia, Filip al II-lea are înțelepciunea, mm -hmm. Filip al II-lea e cunoscut ca marele înfrânt în armada spaniolă. Dar lăsând la o parte de asta, sub el cunoaște apogeul Imperiul Spaniol și în ceea ce privește această uniune dinastică, pentru că este exact ca în cazul Angliei și Scoția, vedeți clipul respectiv, uh, nu este vorba de o asimilare a Portugalii și nici pe nici uh, de partea Imperiului Portughez în cel Spaniol, este o uniune dinastică. Are înțelepciunea să stea la Lisabona vreo 2 ani de zile, chiar vreo 3, de fapt, mi se pare, până este înlăturat pretendentul care inițial se refugiază în Azore. Se refugiază în Azore, cere sprijinul lui Catherine de Medicis, regina Franței, promânțându i Brazilia la schimb. Nu s-a putut întâmpla chestia asta și în 1583, mi se pare, o escadră spaniolă îl înlătură și din Azore și în felul ăsta, dominația spaniolă asupra Imperiului Portughez, asupra Portugalei și Imperiului prin extindere, este consacrată, este așa numită Uniune Iberică, care a rezistat vreme de aproximativ 60 de ani sau cel puțin oficial. Problemă. Portugalia deja începea să resimtă concurența noilor nații europene. Acum apar pe scen în scenă olandezii și foarte curând Anglia, în începe să se uite și mai departe de coasta de est a continentului american, va începe să privească și spre Orient. Cum am spus, în 1602 este prima prezență semnalată a britanicilor în Oceanul Indian. Pe lângă asta mai exista uh, mai vechea adversitate cu Imperiul Otoman, care la rândul lui cunoaște apogeul acum, uh, pornind de la domnia lui Suleiman Magnificu. Sub Suleiman Magnificu este apogeul încercărilor otomane de a prelua uh, dominația în Oceanul Indian și otomanii au privit dincolo de teritoriile lor propriu-zise, chit că despre ei nu se prea consideră că au avut un imperiu colonial, ei mai degrabă ultimul imperiu universal al istoriei, dar la un moment dat uh, un... Pașa care va ajunge mare vizir sub Suleiman, Hadâm Suleiman Pașa, încearcă la rândul său să conteste dominația portugheză în Oceanul Indian, organizează o escadră de data asta mult mai bine pregătită decât a mamelucilor și asediază pentru a doua oară Diu în India și de data asta pierde, dar mai la extremă să spunem, obține în schimb alte victorii, apoi mai mulți pirați turci vor ataca constant convoaiele portugheze și vor aduce pagube însemnate, abia o schimbare de strategie, victoria taberii opuse lui Hadun Suleiman, reprezentată de Rustem Pașa în Imperiul Otoman, va duce la uh, abaterea atenției Imperiului din zona asta și în cele din urmă, sub un om pe care l-am menționat în podcastul cu Albania, Socoli Mehmed Pașa, alt mare vizir, uh, se va încheia pacea definitivă, să, mă rog, mai mult sau mai puțin între turci și portughezi în zona Oceanului Indian, însă asta nu va însemna uh, ape liniștite pentru Portugalia pentru multă vreme. Pirateria engleză și olandeză și franceză, dar mai puțin în zona extrem-orientală, mai mult în zona atlantică, uh, apoi direct expansiunea, mai ales a olandezilor propulsați de cu totul alte motivații și alte organizare decât Portugalia, va duce la pierderea sistematică a mai multor posesiuni, cea care este cumva... Uh, emblematică, așa simbolică, prima, mai importantă în, în zonă este căderea Ormuzului abia în 1622. Deci avem perioada de platou, să zicem, perioada de apogeu, de acalmie, după care începe declinul, dar și când cade Ormuzul mai sunt 11 forturi portugheze doar în Golful Persic care să le asigure dominația în zonă, adică nu e vorba de un declin imediat, dar sunt mai multe zone, inclusiv în Brazilia în coasta Pernambucului de barcă olandesc și reușesc, reușesc o perioadă să se înstăpânească pentru că Imperiul Spaniol, având forțele dispersate pe mult prea multe fronturi, mai nu și pe astea portugheze, de cele mai multe ori se ocupă de interesele sale imediat și le ignoră pe cele ale portughezilor. Există o escadră portugheză în invincibilă armada aia care e distrusă de furtună pe coastele Angliei. Deci și portughezii au de pierdut fără să aibă nimic de câștigat și treptat se cam accentuează sentimentul ăsta că Portugalia aruncă bani pe conflicte care nu interesează. Uh, lucrurile s-au au devenit ireparabile abia în timpul dinastia spaniolă de pe tronul Portugaliei poate să fie numită ușor dinastia Filipilor, pentru că este Filip al doilea, al treilea și al patrulea. Este acea succesiune de regi cu același nume, Filip al doilea, cum am spus, se preocupă de Portugalia, Filip al treilea nu se preocupă, dar cel puțin lasă lucrurile așa cum le găsise pe vremea tatălui său, în timp ce Filip al patrulea era ideea genial de proastă să transforme Portugalia în provincie spaniolă. Adică până la Filip al patrulea și la favoritul său contele duce de Olivares, cel puțin dacă Portugalia era implicată în niște conflicte care nu interesau, cel puțin în în privința administrației interne, ea era în continuare exercitată de portughezi, aristocrația își vedea drepturile și privilegiile respectate, lucrurile erau cât de cât liniștite pe plan intern. În schimb, în momentul în care Conte reduce de olivară, se cheamă o sumedenie de nobil portughez la Madrid pentru consultări, dar de fapt ținut o statici, lucrurile se împut în ritm accelerat, așa că la 1638 are loc o primă revoltă, Uh, și treptat răsculații se cristalizează în prejurul principalului nobil portughez, ducele de Braganța, care se proclamă la 1 decembrie 1640 rege sub denumirea de Joao al IV-lea. Este celebra restaurație portugheză. În felul acesta, Portugalia se desprinde de facto de Spania, beneficiază de răscoala Cataloniei din anul ăla care... Uh, trimite forțele spaniole spre răsărit în loc să le îndrepte spre Portugalia. Spania era oricum la momentul respectiv o țară epuizată de război și implicase forțele și în războiul de 30 de ani care măturase Europa Centrală, avea probleme și cu Franța, avea probleme și în colonii împotriva britanicilor și englezilor care aveau probleme și portughezii. E deja o țară care nu prea mai poate să lupte, Așadar, în momentul în care uh, se declară răscoala de la Lisabona și restaurația portugheză, cam întreg Imperiul Portughez recunoaște autoritatea noului rege, cu o excepție, Ceuta. Chiar prima cucerire, guvernatorul local îi rămâne fidel lui Filip al iv și asta explică de ce până astăzi Ceuta este posesiune spaniolă. Atunci se face transferul. Niciun transfer, că nu o mai primește, teoretic. Atunci se schimbă stăpânirea portugheză, care fusese valabilă, pentru că, repet, nu a existat vreodată o uniune statală, cum s-a produs în uh, Marea Britanie târziu, da. la uh, aproape 2800. În cazul ăsta a fost strict o uniune dinastică și în momentul în care s-a încercat forțarea uniunii dinastice spre uniune administrativă, portughezii s-au răsculat, mm -hmm. pentru că era un popor cu o identitate destul de clar conturată deja la momentul respectiv. Așa că lăsând ceuta Spaniei, Portugalia are de înfruntat, e drept, vreo două uh, ofensive majore. Au fost mai multe lupte în perioada aia, dar două sunt uh, importante. Cea mai importantă fiind cea din 1665. Deci sunt niște încercări spaniole de a readuce cel puțin Portugalia continentală la, stăpân, la ascultare. 1665, bătălia de la Montes Claros unde uh, victorie definitivă a Portugaliei, nu mai urmează vreo ofensivă spaniolă, așa că în 1668, după moartea lui Filip al IV-lea, când vine la tron uh, Carlos al II-lea, uh, copilul minune, așa, uh, se încheie pacea cu Portugalia, în mare parte asta a exclus viitoare conflicte directe între cele două state vor mai exista prin războiul de șapte ani niște atacuri ale trupelor spaniole, ulterior perioada războiilor napoleoniene. Va mai fi amenințată Portugalia dinspre continent, dar să spunem că alea sunt relativ conexe. Adică nu direct între Portugalia și Spania, cel puțin nu în zona continentală, pentru că în zona colonială acolo mai există ciocniri, pentru că portughezii, cumva să prefac că n-au înțeles exact ce a spus tratatul de la Tor de Tordesillas și în zona Braziliei tot împing Lini. spre interiorul continentului, mergând pe principiu nu sunt spaniol, păi al nostru în cazul ăsta și exact cam așa se trasează granițele actualei Braziliei, ăștia se duc până unde dau de așezări de spanioli. Ha. Adică merg în nord. În nord se creează, un, sunt două state inițiali, există statul Maranhau, care durează până la finele secolului 18 în nordul Braziliei actuale. În nord se cam frânează cu francizii, cu actuala Guiana franceză, până azi, posesiunea Franței. Să nu uităm că au fost și cinci Guiane. Nu trei câte sunt acum, dar. Lămurim mai mult la Franța și la Olanda, mm -hmm. că alea sunt interesate și la. Uh, trebuia să mai lămurim puțin și la Anglia, ah. dar hai să... Anglia a avut prea multe. Uh, <laughs> da, corect. Așa, în vest e limpede, iar în sud se, e zona cea mai disputată, încearcă să stabilească pe cursul Rio de la Plata. La un moment dat, portughezii încearcă să forțeze linia, sunt respinși ulterior ca să controleze uh, fluxul minelor de argint de la Potosi. Aici e povestea cu Buenos Aires, ființa de sau ce oraș e înființat? În nu, ăla e mai, mai înainte, Buenos Aires. Cred că Montevideo ar trebui să fie vizat, că este zona Uruguai, Uruguaiului. La un moment dat exista proiectul ca portughezii să cuprindă și Uruguaiul. Până la urmă a fost respins în favoarea Spaniei, dar delimitarea definitivă a celor două zone coloniale dintre Portugalia și Spania nu este la Tordesillas, este în 1750 la Madrid, când spaniolii recunosc expansiunea ulterioară portugheză în Brazilia și pun linia de demarcație aproximativ pe granița actuală a Braziliei. Deci în felul ăsta reușesc portughezii să penetreze, este prima dintre coloniile lor unde stăpânirea li se întinde și spre interiorul continentului, spre deosebire de zona africană unde nu permitea organizarea și condițiile sau zona asiatică unde era aproape imposibil pentru că te confrontai cu puteri cu numere mult mai mari decât ale tale. Uh, și în felul ăsta se reușește o pătrundere intensă în Brazilia, Brazilia care va deveni foarte rapid posițiunea centrală, bijuteria coroanei portugheze, mai ales după 1699, cum am spus, în Minas Herais se descoperă aur. Apare primul transport, 540 de tone de aur la Lisabona, adus din coloniile portugheze wow. și întregul secol al XVIII-lea, deși e adevărat că scade, Ulterior, un domn care lucrează la Banca Națională și care are cunoștințe în economie mi-a spus că până astăzi atât Spania cât și Portugalia au active de aur datând din perioada colonială, asta vis-a-vis -vis de anumite avantaje istorice, uh, și totodată acolo se extind masiv și plantațiile fie că e zahăr, dar cum am spus, zahărul nu pierde teren față de antile și de alte posesiuni, dar după aia tutun, bumbac și altele se răspândesc într-o veselie pe acolo, îți mai descoperi și niște fier, mi se pare, uh, merg lucrurile unse și absorbe în continuu sclavi. Bineînțeles, asta este cazul Braziliei, unde mai, în mare parte datorită indigenilor reușesc să fie respinși pe la 1663 definitiv, mi se par olandezii. Atunci se încheie deci s-a produs restaurația portugheză, Portugalia cumva explicăți, bă, gata, Spania e Spania, nu suntem noi. Vreți și cu noi și cu aia, lăsați-ne în pace. Pentru că între timp nativii oricum reușiseră să-i dea afară pe olandezi, se încheie pacea în Brazilia în folosul uh, Portugaliei. În Extrem Orient, lucrurile stau o lecuță mai prost. Tocmai dezvoltarea Braziliei a atenuat în metropolă pierderile pe care începe să resufere Portugalia din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, dar mult mai pregnant către finalul lui, în Extrem Orient. Sunt înlăturați din mare parte din Extrem Orient de către olandezi, mai păstrează doar Timorul și câteva posesiuni și în India au parte de o restrângere, la un dat doar fortărețele Diu Goa, care era capitala viceregatului și încă o fortăreață al cărui nume înscapă. scapă mai este menținută, pierd la de asemenea mai multe forturi începând cu Ormuzul în zona musulmană, de multe ori puterile apusene îi înarmează pe dinaștii locali că sunt persani, că sunt suverani arabi din Oman, care își întind dominația până spre Zanzibar ca să lupte împotriva portughezilor. Mombasa rezistă până în 1698 și ulterior mai sunt pierdute și altele pentru că imperiul este mult prea răspândit și în momentul în care dispar sursele directe din comerț pentru că ăsta este deviat de olandezi și de britanici, lucrurile devin mai complicate. Există anumite puseuri, adică Portugalia nu devine brusc un bătrân obosit care nu mai încasează știu să și răspundă și de multe ori răspund pe măsură, reușesc să-i dea înapoi și în Guinea, reușesc la un moment dat târziu de tot, la, uh, în a doua jumătate a secolului XVIII, să aibă un reviriment în India, unde își quadruplează suprafața din prejurul Goa. Ei sunt Novas Conquistas, uh, teritorii care vor fi menținute până în 1950 și ceva. 54 parcă. 54 invadează, vorbim atunci. Sau 61. De 61 știam de ea zic. Dar oricum este ultimul stat colonial și în India. Asta mm -hmm. remarcabil cumva. Dar clar este perioada deja de declin. Imperiul își menține multe dintre posesiuni, pe anumite posesiuni, cazul școalei clar, Brazilia, le mm -hmm. accentuează. În alte zone, populația crește, producția crește, mai ales în aceste insule adiacente, Azore, Madeira, Capul Verde și Sao Tome, respectiv Fernando Po, uh, sau Tome, pardon, așa. În schimb, în planul politicii externe, e clar că uh, există posibilitatea unei noi agresiuni spaniole și oricum are nevoie de prieteni, așa că renoiește alianța cu Anglia, de data asta în plan matrimonial. Dona Catarina este măritată cu regele Charles al II-lea al Angliei. Există o alianță matrimonială cu The, Bonnie, uh, The, The Mary Monarch, cel care produce culmea, restaurația în Anglia. La capitolul ăsta se sincronizează. Cele două țări au amândouă o restaurație relativ în, același, în aceeași perioadă. Uh, primește și o dotă această principesă portugheză. Este pe de-o parte Tangeru în Maroc, care controlează mare parte din traficul prin Gibraltar, asta le și, uh, îi și face pe britanici să se uite, evident. hmm, interesant Gibraltarul ăla, foarte repede vor pune mâna și pe el, și cred că este vorba de Cambai în India, ceea ce este practic începutul dominației britanice asupra subcontinentului indian, care o va eclipsa puternic pe aia portugheză, în sensul că la un dat britanicii vor deveni stăpânii întregului subcontinent, tolerând cele trei enclave ale Portugaliei care nu prea mai însemnau mare brânză la nivelul respectiv și asta duce Portugalia către 1700. Este o perioadă care ar fi fost de mare acalmie pentru Imperiul Portughez. Ei încearcă să-și consolideze stăpânirile și au o relativă prosperitate prin resursele aurifere ale Braziliei, prin controlarea în continuare a unui comerț, chiar dacă nu mai sunt lider, sunt totuși între primii, tocmai pentru că avuseseră tortul întreg și-a lăsat între bucățile cele mai bune. Ar merita însă menționat, probabil, particularul cel mai important pentru istoria Portugaliei din perioada antecontemporană Este vorba de Fernando de Melo, parcă îl cheamă, nu? Dar mult mai cunoscut, Marchizul de Pomba. Ah, marchizul de Pomba. Okay. Așa, este iluministul prin excelență al Portugaliei. Suntem în secolul XVIII, era despoților luminați, era Ecaterinei cea mare în Rusia, a lui lui XIV la început în Franța, a lui Frederic al II-lea cel mare, a, a Maria Tereza în Austria și Iosif al II-lea, E o eră a, a, a acestor autocrați care totuși sunt promotori de reforme. Portugalia nu are atât de mult un rege, deși dacă ar merge, ar merge în uh, Praia, parcă se cheamă, cum se cheamă piața? Uh, praça do, uh, aia unde e statuia lui? Praça do Comércio. do Comercio, Așa, în centru pombalist al Lisabonei, explicăm imediat de ce am, vedea statuia Gvestra lui Jose I, Iosif I, al Portugalii. Jose jose, scuze, nu o să mintre, -mi o sper să mintre. Să intre. nu se supără Da, da, da. da, da. Uh, sper să mintre -mi că se pronunță cum se scrie, nu ca în spaniol. Uh, zona aia, probabil cea mai emblematică zonă din Portugalia, da. sau clar cea mai fotografiată, prezintă statuia ecvestra acestui suveran iluminist, el fiind ultimul <laughs> dintr-o serie de tot trei sau 4 regi care exact ca în perioada de expansiune a Imperiului Colonial portughez domnesc destul de mult, au domnii stabile și țara în general prosperă. Dar persoana care se află în spatele transformărilor ăsta este acest particular de condiție relativ umilă, care întâi fusese ministru Portugaliei în Anglia și mi se pare că și pe la Berlin sau oricum undeva, pe nu la Viena, pardon, este favoritul reginei, deci soției lui Joao al Cincilea, cred, care nu prea l-a plăcut, tocmai mirosindu-l cât e de ambițios. Mm -hmm. În schimb, ăsta moare la un moment dat, regina îl cheamă în țară, fiul ei, José, îl simpatizează și îi dă treptat puteri nelimitate. El este cel care va, îi va expulza pe iezuiți din țară, care cam deveniseră stat în stat și își o posesiune autonomă în Brazilia, sub Imperiul Misiunii mm -hmm. Creștine reușit să să controleze marzone. El este cel care domolește puternic Inchiziția. El este cel care abolește sclavia cel puțin în Portugalia și care încearcă așa în ansamblu să reformeze statul portughez, să-l înscrie în statele moderne ale secolei al XVIII-lea și la nivel administrativ se remarcă printr-o serie de mențiuni de măsuri de succes. Lui se datorează principalul apeduct a Lisabonei, Apele Libere se numește până astăzi, nu știu exact cum să spunem portugheză lucrul ăsta, însă momentul lui de a străluci cu adevărat este paradoxal unul dintre cele mai mari dezastre din istoria continentului european. De ziua mea de nume, 1 noiembrie 1755, nu-i vina mea, deci, a, <laughs> Portugalia este lovită întâi de unul dintre cele mai mari cutremuri din istoria europeană, care, ce să vezi, provoacă și un dita mai valumareic drept și consecință. În Imediată, am... pardon, și un incendiu, dar l-a stins oceanul da. după aia, distrugând vreo două treimi din Lisabona, bun, bun. și alte orașe, bineînțeles că o resim, dar capitala, care este de departe cel mai mare oraș, spuneam că decalajul între ea și următorul oraș de 5 ori cel puțin mai mare. Și în România. Da. Uh, și automat situația pare catastrofală, întrebat ce să facem în momentul ăla, spune unul dintre cele mai celebre cuvinte din istoria portugheză, îi îngropăm pe morți și avem grijă de a vii. Corect. Simplu, dar se dovedește a fi excelent în momentele astea tensionate, adică într-un an de zile deja capitala era în curs de reconstrucție și nu urmează o epidemie de ceva pentru că tocmai se degaje repede terenul. Administrează chiar în termeni moderni un asemenea dezastru, folosește intens resursele Braziliei ca să reconstruiască, dar asta permite... Trasarea una dintre primele orașe sistematice din Europa, sunt străzi caroiate, da. sunt în, zona clădiri gozio, astăzi în, în stilul baroc care a influențat puternic. Este stilul baroc spre rococo deja, în momentul respectiv. Portugalia este influențată de contrareformă și în domeniul arhitecturii, bineînțeles, și proliferează la momentul respectiv asemenea stiluri arhitectonice. Se lasă se lăsaseră dinainte să se manifeste arhitecți italieni, la un moment dat spanioli, care produc fel de fel de monumente emblematice până astăzi pentru Portugalia și în felul ăsta se trece cumva fără mari probleme peste acest dezastru natural cel mai mare până azi din istoria Portugaliei? Nu, no. no, pasca scara Richter. Da. Se preconizează, dar legat de Lisabona, că tot mi-ai amintit, da, zona Rosio e cea care este trasată grid sistem ca, ca orașele americane, dar dacă vă întrebați o de ce Lisabona nu arată cum arată Madridul cu Gran Via, cu clădiri de alea... Ex, clădiri care să arate dominația lor peste lume, pentru faptul că au fost distruse la jumatea secolului XVIII, exceptând zona Alfama din Lisabona, care, are, care a supraviețuit în mare parte pentru că este pe un deal. Același motiv pentru care și casele de pe dealul Spire au supraviețuit în 1977. Erau pe un deal. Alfama, cam atât mai rămâne din vechea au Lisabona. Au supraviețuit în 77, cred că te înșel, mă Zona de alus Spirii n-au prea căzut clădiri, din câte știu. A, nu, au căzut după. Ah. Scuză, mă da, tu ai spus că o supraviețui cu tremurul lui, mă gândeam da, că o supraviețui până acum am înțeles. Da, da, da. Asta ca paranteză de marchiz de pombal și Lisboa. Așa, el își, practic, își confundă activitatea cu domnia lui Jose I, pentru că urmașul acestuia, de fapt urmașa acestuia, că este o regină, Maria I, nu prea îl place și îl exilează la Pombal, unde și moare, în 1782, mi se pare, și este. Bun, e o personalitate care a fost la un moment dat și supralicitată, adică nu toate măsurile lui au fost de succes, la un moment dat între ideal și practică a fost o, clar o discrepanță, însă este omul care menține cumva existența Imperiului Portughez în secolul XVIII, pentru că, din punct de vedere politic, principalul dezastru se producă la începutul secolului următor. În 1806, Napoleon I proaspăt stăpân al marii părți, a unei mari părți din Europa, instituie împotriva uh, Marii Britanii blocada continentală. Și aici, mică paranteză, încă un act al marchizului de Pombal a fost aceea de a-și apropia Anglia, devenită în curând Marea Britanie. De, de fapt, uh, la momentul ăla, proaspăt e proaspăt devenită Marea Britanie. Stai inițial, 1707. Așa. Uh, da, nu am bălbuit un pic la cronologii. Uh, Să-și apropie Marea Britanie drept principal partener comercial. Și unul dintre principalele importuri ale Portugaliei către Marea Britanie a fost, bineînțeles, vin. Pentru că Anglia nu are condițiile naturale pentru cultivarea viței de vie. Scoția și țara Galilor, cu atât mai puțin. Drept urmare, pentru că băutura e bună, în cantități moderate, bineînțeles, copii, uh, a apărut foarte, foarte rapid un interes pentru vinul portughez. Problemă. Când transportai vinul în stare naturală atâta distanță pe mare, de regulă îl aduceai oțet. Așa că, treptat, oamenii încep să gândească: Bă, dar cum să facem noi să. totuși, bem vin, nu oțet. dreptul urmare, anumiți fabricanți de pe valea fluviului Duro singura zonă până astăzi unde se fabrică acest sortiment, fortifică vinul în sensul că înainte de a se produce fermentație, adaugă alcool. Brady. Alcoolul oprește, vinars, ars, da, da. alcoolul oprește acțiunea acestor bacterii care mănâncă zahărul din vin, îi crește, bineînțeles, concentrația de alcool îl duce pe undeva pe la 20-25. Drept urmare, e un vin foarte puternic, evident, dar pentru că nu se mai mănâncă zahărul din struguri, este și foarte dulce. Este celebru vin de Porto, da. care intră în cultura englezească Este sub denumirea de sherry, it's sherry time. Dar mai știam că mai ziceau și port wine. Port wine mai bagă băieții la greu și din Madeira. La okay. l au dat și din Azore. Adică din uh, arhipelagurile astea exterioare ale Portugaliei. Uh, Marchizul de Pombal are grijă să stabilească o origine a produsului, adică să fie clar că, bă, Porto aici să face, mm -hmm. nu în alte părți. Că procedeul poate fi replicat, foarte bine, dar îi spuneți cum vreți voi, nu Porto. Mm -hmm. Până astăzi abundă întregi... To toate zonele aproape de Podgori, au și vinuri licoroase, aceste vinuri fortificate, îl găsim și la Heres, îl găsim și în alte zone ale, și la Tocai etc. a se face deosebirea între vinurile așa numitele ice wine vinuri care sunt natural dulci, că sculese foarte târziu, pe brumă, și vinurile fortificate, care, la care al căror procedeu l-am explicat așa sumar mai devreme, dar asta devine una dintre principalele industrie ale Portugalii și rămâne până astăzi. Portughezii, la fel cum sunt subevaluați și la capitolul gastronomic, la fel sunt subevaluați și la capitolul oenologic și se bucură de o prezentare destul de subțire, zice eu, ca băutor de vin și în România, adică principalul vin din Portugalia nu prea e vin, dacă mă întrebați no, pe mi mine. Și la Așa. Beazinerii. Uh, ei având până astăzi una dintre cele mai impresionante culturi de struguri autohtoni. Adică deși sunt și ei afectați de filoxeră în secolul XIX, reușești totuși să-și să conserve mai multe soiuri de struguri cum ar fi tinta amarela, tinta cao, turiga național este un printre cele mai faimoase sau turiga franca. Uh, și în felul ăsta, vinurile portugheze care își dau tot timpul denominațiunea și zona de origine uh, constituie, mai ales că nu au prețuri foarte ridicate, dar în măsura în care sunt accesibile, adică mai repede, mai simplu este să te duci acolo să bei. Yeah. Uh, au vreo 240 de soiuri, de struguri endemici. Bineînțeles că au și ei Merlot, Cabernet cu tare, dar sunt 240 de soiuri specifice Portugaliei, din Turiga Națională inclusiv se face wow. și Porto. Uhum. Așa, dar Porto este rezervat exclusiv văii fluviului Duro, deci nord în zona localității Porto, de unde și-a luat și numele. Uh, dar altfel găsim o varietate imensă, cel, unul dintre cele mai populare băuturi fiind nu neapărat un soi, cât e mai aproape un produs vinio verde. este vinul nou, un vin uh, ușor, uh, nu ușor, acidulat și ușor spumos. Uh, undeva către un prosec, o să spunem, ca să fac o comparație exact, imperfectă, expus, da. da. Adică nu e exact lucrul ăla, dar seamănă, am avut ocazia să beau și eu. Dacă veni vorba de vinul de Porto, în Portugalia, la supermarket, în, chiar în Porto, îl găseam la 5 euro. Aici 80 de lei în centru vechi la un magazin al cărui nume nu-l dau. E diferența e enormă. Și e aceeași firmă. Bun, la Porto, dacă e același vin, mă rog, de aici nu comentăm adăosul Portugalia extrema, la există tintația, o diferență dar... între există pentru că are această concentrație de alcool, este un vin care îmbătrânește foarte bine. Adică porto de 80 de ani se poate bea liniștit. din cunoștințele mele care nu sunt avansate despre vin, la un vin în general, în afară de niște soiuri foarte rare, dacă au trecut 30 de ani, de aici, de aici încolo e doar de snobism, că vrea un vin de acostă 100 de ani. nu a mai câștigat în calitate ceva are doar așa un an celebru. La Porton, în schimb, chiar există din anii 50 momentan pe piață niște sortimente care costă o veselie, bineînțeles, pentru că la el chiar contează în vechirea asta. Dar sunt cazuri aparte. În cazul adausului comercial practicat de acolo până acolo este cu totul și cu totul altă discuție. Acum trecând din partea alcoolică înapoi în partea istorică a podcastului de față, am ajuns în perioada de început a secolului XIX. Napoleon a decretat blocada continentală și cere și Portugaliei să sisteze orice uh, schimb comercial cu Marea Britanie, ceea ce pentru Portugalia înseamnă faliment Tot. foarte rapid. Portugalia este unul din puținele state europene care îi se opun lui Napoleon. Drept urmare, ce să vezi, în 1808, o armată franco-hispanică comandată de generalul Junot ocupă Portugalia continentală, nici măcar nu se gândește să reziste regele Joao al VI-lea, se retrage frumos cu toată curtea și cu alte mii de portughezi în Brazilia, ceea ce naște o nouă premieră în istoria europeană. Pentru prima oară, o țară europeană este guvernată cel puțin nominal, ținând cont că este ocupată de francezi o perioadă, din o colonie. Deci, Portugalia continentală devine o colonie a Braziliei, dacă este să luăm. Curtea se stabilește, prima capitală a Braziliei, uh, se la Bahia, apoi se mutase înspre sud, după cum merseseră și exploatările, la Rio de Janeiro. Hmm. Acolo se stabilește Curtea Regală Portugheză și uh, de acolo își exercită mai mult sau mai puțin nominal autoritatea asupra Portugaliei, propriu-zise, până în 1821. Uh, cumva manifest ocupă și Guiana franceză. Uh, Napoleon, e știut faptul ăsta, a triumfat pe continent, a avut de pierdut aproape peste tot în colonii, tot el este cel care a vândut Louisiana, știind că nu poate să o țină. Uh, dar în Portugalia este unul dintre primele eșecuri ale armatelor franceze, în momentul în care miros că, miros că, că se întâmplă o răscoală și prin Spania, portughezii se răscoală, mai au nevoie de două invazii franceze, dar între timp intervine pentru prima oară pe continent cel care va deveni de fapt arhidușmanul lui Napoleon, ducele de fier, ducele de Wellington. El activează pentru prima oară aici cu trupele britanice și reușește în timpul celei de-al treia invazii franceze a mareșalului Masena. Să apere Portugalia folosind celebrele linii de apărare, trei linii de apărare creează Wellington împotriva capitalei, Port în împrejurul capitalei portugheze, face oraș aproape inexpugnabil, lucru ăsta a fost trecut și în cinematografie, este celebrul film istoric, celebru pentru mine cel puțin, The Lines of Wellington, care poate fi urmărit și care transpiră și ceva din atmosfera de la curtea portugheză, pentru că a fost o putere mai puțin cunoscută, Portugalia nu prea. Este da. subiectul de filme istorice, deși au o istorie, iată, spectaculos de bogată, cel puțin pe partea de descoperiri s-ar putea turna cu zecile, exact cum a fost Conquest of Paradise cu Columb. Uh, această defensivă mutată ulterior în Spania eliberează propriu-zis Portugalia, dar regele alege să rămână, chiar și după Congresul de la Viena, alege să rămână în Brazilia, până când are loc în 1820 o răscoală liberalilor. Este o primă tentativă de liberalizare a vieții politice din Portugalia și Joao este convins, până la urmă, voiam să fiu drăguț, să revină în țară în 1821. Deci momentul când la noi se produce Revoluția lui Tudor Vladimirescu este momentul când revine regele Portugaliei în metropolă, lăsându-l însă pe fiul său, Dom Pedro, ca regent în Brazilia. Uh, ce să vezi, Brazilia deja mm -hmm. conștientă de importanța, ei mai avut văzut să în Brazilia uh, conștientă de importanța ei și de resursele pe care le deține la niciun an distanță își declară independența numindu-l împărat că inițial Brazilia este imperiu pe acest fiu al regelui Portugalii s-ar fi dorit crearea unui soi de Commonwealth, mm -hmm. n-a mai fost cazul, domn Pedro a, a abdicat ulterior, l-a lăsat pe fiul său devenit Pedro al doilea al Braziliei uh, iar între timp, în Europa, tatăl său se confruntase cu niște certuri aproape nesfârșite între conservatori și liberali. După, Rescoala, după, după, Revoluția în 1820, mai produce în 1822, asta mi se pare că dă o Constituție, urmează o a doua Constituție care a rămas cât de cât valabilă până la Prima Republică, Constituție numită Cartă, de acolo au apărut cartiștii, cei care promovau uh, politicile liberale, în timp ce conservatorii și-au găsit un sprijinitor în persoana lui domn Miguel, un alt fiu al lui Joao, uh, și lucrurile s-au complicat încă mai mult la 1826 când moare acest rege destul de pașnic, chiar așa este și ținut minte drept cel milostiv sau conciliatorul. Uh, și uh, în situația asta s-ar fi dorit să vină Dom Pedro care abdicase în Brazilia, până la urmă Dom Pedro se hotărăște că nu o să vină și o desemnează la tron pe fica lui, o fetiță de doar șapte ani, Maria, devenită Maria a purând în condiția destul de ciudată de a lua de, unchi, de soț pe unchisul, pe Dom Miguel, ca în felul ăsta să-i uh, unească cumva pe cartiști și pe migueliști. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, s a autosuccedat. este o primă perioadă de tulburări în istoria Portugaliei, până când în 1833, liberalii cu ceva sprijin spaniol, de data asta obțin o victorie împotriva migueliștilor la Lisabona și reușesc să instaureze un regim liberal. Dar lucrurile se vor tot pendula. Ban într-o parte, ba în cealaltă, reușind să se pacifice relativ, pe la 1850 mă rog, în a doua jumătate a secolului, când urcă pe tronul Portugaliei domnul Luis, un descendent al acestei Maria, care a trăit destul de puțin, sper că moare prin 1850 ceva, care este cumva considerat modelul de rege constituțional al Portugaliei, un om care înțelege să lase uh, Parlamentul să guverneze, uh, un suveran model, să spunem, sub toate aspectele. Acum hai să vedem ce se întâmplă în Imperiul Colonial. Odată ce ai pierdut Brazilia, care este principalul bazin de resurse, uh, Imperiul încearcă cumva să vireze înapoi spre origini. Unde ne-am apucat noi de expansiune colonială? În Africa. Păi în Africa hai să ne întoarcem. Abia acum începe, propriu zis, cursa către interior. Deja suntem în secolul XIX, când întregul continent american, într-o formă sau alta, mă rog, cu preludiul Statelor Unite, ulterior cu răscoalele din Imperiul Spaniol uh, și Portugalia se desprinde din arealul de dominație europeană la începutul secolului 20 vor dispărea și ultimele colonii europene de pe acolo, uh, începe cursa către Africa. În Asia lucrurile sunt deja trasate, Marea Britanie stăpânește deja ferm India. Indochina va intra ulterior în sfera dominație franceze, olandezii și-au consacrat dominația în zona Indoneziei, așadar Spania încă mai deține Filipinele până la finele secolului, așadar loc nu prea mai e decât în Africa unde începe această cursă colonială către interiorul continentului deja. Noile descoperiri tehnice, geografice, le permit exploratorilor europeni să pătrundă în interior și la Congresul de la Berlin chiar se justifică faptul că lăsăm la o parte pretențiile istorice, cine are capacitatea să ocupe teritoriul, alea lui. Ceea ce e cumva corect, doar că pentru Portugalia apare o mică problemă. Dominația portugheză, lovită în repetate rânduri în arealul mai apropiat de metropolă, adică în zona Guinei, în zona subsahariană, se redusese aproape la minim, mai pot doar Guinea, Bissau, Verde și mai aveau câteva întrepozite prin golful Guinei, prin Sao Tome. Guinea ecuatorială. Așa, pe care o cedează Spaniei, La un moment dat. Guinea. încă vorbesc francez. Pardon, Ce vorbesc e o treabă. Dar faptul e clar că la un moment dat, știind că nu mai pot apăra, o cedează Spaniei. Așa, dar principalele două zone unde este concentrată expansiunea colonială portugheză, sunt actualele state africane Angola, în partea de vest, și Mozambicu, vorba Bola lui Dem mergem cu Buicu să vedem Mozambicu, în partea de est. Acolo se concentrează expansiunea colonială. La începutul secolului XIX, ea nici măcar nu cuprinde integral zonele de coastă. Deci în Mozambic sunt și zone de pauză în expansiunea de coastă. Se mai întind pe zambezii, pe așa, un pic mai în interior, dar nimic altceva conștienți că au nevoie să capteze rapid. Angola s-a dovedit că nu poate să fie a doua Brazilie, pentru că nu merge la fel de simplu să colonizezi arealul ăsta, dar încep să se extindă. Exploratorul portughez principal din modernitate este comandantul, capitanul, pardon, Serpa Pinto. El este cel care reușește, după ce alții făcuseră călătoria de la vest la est, din Angola înspre Mozambic, ăsta reușește să o facă invers. Astfel încât, la 1887, în Parlamentul Portughez, ministrul de externe Barros reușește să prezinte uh, demnitarilor o hartă arătând posesiunea portugheză din, Africa, din sudul Africii unită. Deci, uneau teritoriile Angolei cu Mozambicul cuprinzând mare parte din teritoriile actualei Zambiei, Zimbabwe și Malawi. Da, Rodezia, la momentul respectiv, pare. Exact. Uh, și în felul ăsta ar fi constituit un, o posesiune colonială care echivala cu vreo jumătate Europa, da. în mare parte. Uh, au și publicat, de altfel, având uh, un, un complex de -asta de micime, uh, <coughs> la un moment dat au publicat o hartă în care suprapuneau Angola și cu Mozambicul peste teritoriul european și se vedea că e aproape. Portugalia cât. nu mare. e mare. Nu e mică, exact. Prea, să Exact. Foaia verde și o sipică, Portugalia nu i mică. Uh, însă, trei ani mai târziu, marele lor aliat, Marea Britanie, le adresează un ultimatum: pentru că ce să vezi această hartă roz, așa s-a numit, pentru că zona dintre posesiunile propriu și cele ipotetice era hașurat în roz, i-au zis harta roz, versiunea maximală a expansiunii coloniale portugheze în zona de sud a Africii. Marea Britanie avea interesul să creeze celebra cale ferată care nu s-a întâmplat. Ca între, da, între Egipt și Africa de Sud, pe care le stăpânea deja, și avea nevoie de continuitate terestră pe cumva segmentul tronsonul de est al Africii. Drept urmare, băi, crați-vă, aveau cum să reziste Imperiului Britanic aflat în apogeu, s-au retras, dar lucrul ăsta a stârnit vine mulțumiri în patrie, deși ulterior s-au mai rectificat chestiile și portughezii s-au dat seama, bă, nu mai avem noi continuu, bă, dar ne-au dat spațiu totuși, că asta nu erau ocupate încă interiorul continentului. Și le-au dat la schimbul acelor teritorii care constituia Zimbabwe, Zambia și Malawi, le-au făcut tramvaie și cutii telefonice, de aceea în Porto în orașul Porto, sistemul de tramvai care astăzi nu mai există în, Porto, în Porto. Și de aceea vedem astăzi cutii roșii, exact ca în Londra și în Porto. Îți date fix atunci, la, la, final de secol XIX, început în secol 20. Asta a dus mai târziu la nemulțumirea populației, că am dat o jumătate de Europa pe cutii de telefon. adică, na. Da, bine că le-au primit și palea, că Marea Britanie da. era în poziția în care putea să forțeze să, bă, nu văd nimic. Da. Uh, bun, s-a produs și o împărțire mai mm. ciudată cu congo Belgian. Portugalia a păstrat o enclavă Cabinda, se vede astăzi Congo, da, actualul, actuala Republică Democrată Congo, uh, a o ieșire la mare microscopic, așa, în mm. vest. Numai de dragul de a avea. Da, practic, nu practic, și teoretic flancată de teritoriul angolez și în sud și în nord, pentru că Angola mai posedă o enclavă aia din perioada portugheză. <coughs> ulterior vor avea, adică nu ulterior, încă din perioada aia, se mai confruntă și cu ambițiile expansioniste ale Germaniei, care, ce să vezi, pune colonie exact în vecinătatea celor portugheze. Există Africa germană de vest, actuala Namibie, care este în sudul Angolei, respectiv în nordul Mozambicului, apare Africa germană de est, la momentul ăla Tanganica, în prezent Tanzania. Și germanii se uită cu foarte mult apetit la posesiunile portugheze care deveniseră cele mai importante pentru coroana, pentru coroana portugheză de la momentul respectiv, fiind da, da. producătoare de cauciuc, cacao, cafea, uh, la un moment dat se găsește și minereu prin Angola, sclavii deja dispar. Din fericire, uh, e perioada când se pune punct definitiv, odată și Brazilia scoate sclavia în afara legii, nu mai are subiect comerțul cu sclav și încetează în secolul XIX. Tulburările din țară nu prea sunt uh, atenuate nici de modernizarea, e drept destul de lentă a țării. Uh, deja din secolul XVI încolo, Portugalia cam cade în uh, coada clasamentului la dezvoltare științifică în Europa. După aia nu mai au nici resursele necesare pentru promovarea științelor. Cultura merge cât de cât, Coimbra deține monopol, cum am spus pe, în plan universitar, este reorganizată câteva ori, denotată anumite gesturi, într-adevăr, nobile, cum ar fi gestul lui Joao al VI-lea de a-și face biblioteca personală, prima bibliotecă publică din țară, însă, în general, regresul societății în era este destul de evidentă pentru portughezi, plus pierderile astea, în extrem orient, nu prea avem de menționat nimic nou. Adică în momentul ăsta Portugalia stagnează pe acolo, Macau rămâne acolo pentru că uh, există un interes comercial din partea chinezilor, să existe portughezii acolo. Uh, Timorul rămâne posesiune împărțit cu Olanda. Respectiv, enclavele din India, care acum deja e britanică și nu prea mai contează. Goa, uh, go, Diu și încă una. În Maroc mai păstraseră o cetate, Mazagan, Mazangan care este abandonată de Pombal. Primul care să prinde că anumite coloniști inutile mm -hmm. costă mai mult să le ții decât să nu le ai. Uh, și în felul ăsta se pun germenii pentru răscoala din revoluția din 1910. Murise dom Luis, modelul mm. de suveran constituțional, iar fiul său domn, domn Carlos, deși un tip inteligent, este un tip destul de arogant și care pare că nu prea înțelege treaba asta cu constituționalismul, mai ales pierderea asta în fața Marii Britanii îi duce la un minim popularitatea. Omul nu înțelege lucrurile astea și tot încearcă să se mențină, ceea ce duce în 1908 la asasinarea sa și a moștenitorului său, infantele, să zicem, Luis Felipe. Luis Felipe, pe străzile Lisabonei. Dar nu mă înșel chiar în piață, în prasa aducată. Da. Nu înseamnă sfârșitul monarhiei, mai urcă pe tron fratele său, domn Manuel, devenit Manuel al doilea, al Portugaliei. Cumva cel care se preconiza că ar fi avut relații cu Mița Biciclista? A, este. Păi cam el ar trebui să fie, că alălalt în perioada renașterii. Da, da, da. El este clar îndrăgostit de Hariclea cle, care îi și scrie că... mesaj că iubesc femeia, respect artista adică aici știm sigur este speciale. este este teoria mea, n-am putut să o confirm sau să o infirm până acum, că de fapt s-a produs o confuzie între Mița și Hariclea Darcle, pentru că Mița era creditată cu toate relațiile amoroase celebre. La un moment dat mm -hmm. Ranetti în furnica ar fi publicat o chestie că ministerul nostru de externe nu prea face nu se prea remarcă în ultima de până realizări, în schimb, în plan particular strălucim, trăiască majestatea, în curând vom spune, trăiască majestatea sa, Regina Mița I-a Portugalii. Mm -hmm. Dar mai degrabă eu aș înclina să cred că Cum e vorba fost? de Hariclea Darcle. Acum avem o confirmare, de exemplu, că o altă prostituată celebră din București, Lia Magazia, s-a iubit cu Alfonso al xiii al Spaniei. Asta e cunoscută, pentru că este totuși Europa monarhiilor la momentul respectiv mm -hmm. și regii n-au o problemă să voiajeze, la fel cum viitorul Eduard al VII-lea, Bertie, mm -hmm. este vedeta bordelurilor de pe coasta de Azur și din Franța în general. Deci n-ar fi fost și monarhii ăștia din Deci la insula Iberică. La regele Portugalei nu se cunoaște, pe când la Alfonso al XIII-lea e cu siguranță o prostituată de București. Da, asta era cunoscută de toată lumea ca fiind una dintre amantele, Dumnezeu știe, vorbim de notat lucrul ăsta, de escorte de lux, o să apară curând conferința itinerarii nocturne în care am limerit, am lămurit anumite chestii la capitolul Ceea asta. care a fost în decembrie. Da. O să apară pe canalul domnului Sorin Constantinescu. Cele de lux nu tarifau cu ora. Ele simulau relații și tariful se percepea mult mai subtil în fel de fel de mici daruri, așa un pălățel, o o casă pe Victorie sau unde asta în centru. biserica am Zaycols cu Cristian Tel. Cât exact ai fost? Așa. deci ele nu erau ceea ce vedem în filmele comuniste sau în filmele după 90 încoace pentru cei dai dai banii, așa și făcea treaba. Sau în ce vedem și în Taxi Driver. Ale erau valabile. Dar la nivelul maselor. nivelul mare. Okay. La nivelul curtezanelor, a damelor de lux, lucrurile stăteau un pic altfel. Ele selectau clienții și nu era pe oră. Era pe un diamant în sângeriu. Și repet, era da. pentru un simulacru de relație. Adică tu plăteai ca să ți se genereze impresia de relație. N-am văzut conferința. Ele și aveau și mai mulți prete? Puteau să simuleze în același timp cu mai Depinde mulți? Depinde de nivel. Cele de nivel suntem la nivelul de sus și acolo avem gradații cele de nivel inferior 5-6 în principiu, dar cele foarte de sus, nu numai că aveau unicitate, dar ele alegeau. Pe unul. Da. Ok. Adică alea, în general, ele cucereau. Dar unde diferă aici de o relație normală? Prezența foloaselor materiale, monșer. Okay. Asta este definiția prostituției. Dar nu-și făceau cadouri și neveselor lor? se înțelege că una e să fie nevastăta, alta e okay. să fie... Ok, ok, am înțeles. S-au mascat de multe ori sub, masca, sub aspectul amantelor, mm -hmm. dar anumite lucruri erau știute că era strict pentru plăcerile Domnului. Am înțeles, da. Nu mai adică înțeles. nu știu exact că n-am avut cum să asist la o asemenea discuție, că sunt convins că există și astăzi de asemenea, la asemenea nivel. Dar la nivelul ăla, bine, dacă era suficient de abilă domnișoara, putea să o traduc într-o relație normală, co constantă, nu-mi vine în minte și mă îndoiesc că era posibil la momentul oficializării oficializarea mm -hmm. unei asemenea relații, mai ales la nivelul capetelor încoronate, ar fi fost un scandal. Adică te dezonora Real, total. A fost scos, cum am spus, la Anglia din domnia abdicată doar al optulea, pentru simplu fapt că nu era o prostituată, dar era o femeie americană, Wallis Simpson, divorțată de două ori. Nu s-a admis lucrul ăsta. Nu s-ar fi putut admite. Dar diferența de bază între oricâte relații extraconjugale de amorul amorului și relația unde se percep și folose materiale de orice fel ar fi ele, nu doar bani orice formă de serviciu sexual contra favor material, aia este prostituție. De-aia apelativele cu vă în coadă merită unora care pupă undeva ca să primească ceva. Ne-am înțeles e, Era celebrul meme care circula la un moment dat că un, e bine să ai un sărut zilnic, dar pupat un cur nu să pune. <coughs> <Așa>. <coughs> Revenind la Portugalia, deja cel mai probabil acest Dom Manuel, ultimul monarh al Portugaliei, este și prezumtivul amant al miței biciclistă, dar mult mai sigur îndrăgostitul de Hericlea d'Arclea. El este detronat în 1910. În, în Portugalia majoritatea instituțiilor scam discreditaseră în secolul XIX, doar armata mai avea prestigiu. Armata este cea care uh, cumva susține și această primă republică, dar e clar că sunt la începutul vieții democratice și uh, au de-a face odată cu lipsa de experiență în a forma guvern și în a exercita o viață democratică, doi cu o situație destul de nefavorabilă, dat fiindcă sunt a treia republică din Europa la momentul respectiv, după Elveția și Franța. Așadar, n-ai o situație foarte bună, ești în pericolul unor intervenții străine, pornind de la Marea Britanie, al cărei interes economic dictează orice, bă, dacă cumva să strică ceva pe acolo, din fericire nu s-a stricat și în felul ăsta nu s-a produs o intervenție. Dar între 1910 și 1926, Portugalia este cel mai, sau oricum, între cele mai instabile state din Europa, cel puțin, ca să nu zic, din întreaga lume. Uh, succesiune de guvernări la 20 și ceva de cabinete în 16 ani. Mm -hmm adică mai puțin de un an per cabinet, aproape chiar aproape jumătate de ani per cabinet, inflația la un moment dat este galopantă, modernizarea merge spre deloc, problemele sociale abundă, la un moment dat chiar când reușesc băieții să redreseze un pic situația, balanța comercială și situația economică, Dă voie sau mai mult de nevoie, pentru că britanicii au pus să rechiziționeze vasele germane ancorate în porturile portugheze, refugiate în porturile portugheze la începutul Primului Război Mondial, obțin declarația de război a Germaniei, care, bun, în Europa nu e amenință direct, dar în colonii da, mm. pentru că în Tanzania îl avem pe celebru colonel german, cred că era la momentul respectiv, care încheie războiul încă luptând. Adică trupele germane din Tanzania nu se predau decât după încheierea armistițiului. Mm -hmm. Îmi scapă Forbeck sau ceva de genul ăsta. Are un nume de familie compus. Uh, și uh, după niște victorii inițiale pe acolo, portughezii și mei o păcoajă și pierd o porțiune semnificativă din Mozambic în fața germanilor. Uh, pentru că în Europa, bun, nu sunt amenințați direct, dar trimit contingente să lupte pe frontul de vest și asta înseamnă, în primul rând, colaps economic la propriu pentru țară. Situația Portugaliei care nu prea câștigă nimic de pe urma primului zi, este băgată fără voia ei în primul război mondial și da, nu... Da. Nu au ieșit cu nimic. Nu știu dacă vor fi fost mici rectificări coloniale prin Africa. Păi nu, că coloniile germane au fost împărțite între francezi și englezi. Între deci principali nu. învingători. Asta, Portugalia A. se alege cu alele sparte. Exact ca în timpul Uniunii Iberice, participă la un război care nu e al ei. Uh -huh. Și asta automat ca agravează criza economică, până când, în 1925, ultimul guvern liberal, să spunem, al țării, democratic, apar Partidul nu renașcentist, ceva legat de renașterea Portugaliei și pe de altă parte un partid liberal. Astea sunt principalele forțe politice. Ultimul guvern să zicem democrat este înlăturat de generalul de generalul Gomez da Costa, cel care se răscoală la Porto, preia conducerea, se dovedește complet incapabil din punct de vedere politic și este răsturnat un an mai târziu de generalul Carmona cel care instaurează o dictatură militară, în guvernul lui Carmona strălucește steaua din ce în ce mai puternică a ministrului de finanțe la momentul respectiv, fost profesor de economie la Universitatea din Coimbra, iată ce importanță a avut. Uh, te rog să-i zici tu numele mai corect. Antonio Oliveira de Salazar, singurul, primul și ultimul dictator care a ajuns să conducă strict pe baza intelectului său, nu prin forță armată, nu prin șpagă. Este recunoscut că era, el a ajuns acolo pe baza inteligenței pe care avea și felul în care știa. Era un dandy, să zicem. Era... Un seducător, da. da. Și inteligent, singurul dictator Bun. care se știe. n-a guvernat exclusiv pe baza inteligenței pentru că au existat, Ai. au represiuni succesive. Fum fără foc, nu... Așa, dar într-adevăr, spre deosebire de alții care guvernează doar prin forță brută și pe inteligență nativă, cum e Stalin și într-o măsură oarecare și Mussolini și Hitler, adică ăsta este un profesor universitar pe merit. El chiar are pregătire și vine și cu o viziune foarte interesantă. Bun, i s-a spus că e fascist, am promutat foarte multe chestii de la fasciști, le disecăm pe fiecare, dar el se uh, lansează cu un slogan foarte pompos, sună teribil de asemănător cu ceva din România, uh, totul pentru uh, națiune, nimic împotriva națiunii. El, de fapt, vine pe un curent al integralismului lusitan. Încercarea de a reforma Portugalia, de a o duce în rândul statelor moderne. Asta este, de fapt, uh, principala așteptare de la Salazar. N-are nicio legătură cu la din Harry Potter poate să nasc și The House of Salazar. Că veni vorba de asta, J.K. Rowling s-a inspirat uh, pentru uniformele. Cum îi cheamă pe aia? Viperini. Uh, Slytherin. Așa. Ok, Că veni vorba de Harry Potter, bine că mi-ai ridicat-o la fileu, uh, J.K. Rowling a stat o perioadă, când, în anii 90, când scria cărțile Harry Potter, uh, s-a inspirat uh, pentru uniformele de la Hogwarts uh, de la școala de muzică din Porto. Cam, când am fost acolo, am mâns, m-am uitat, -am zis, bă, voi de ce purtați uniformele astea? Le-ați luat de acolo? Nu, nu, ei le-au luat la noi. Mm. la uh, Da, să se știe. Chestia asta și livraria de Lelo sau de Velo, parcă este locul în care scria ea. O găsiți în Porto, cine vrea să meargă. Scuză-mă, eram la Antonio. Nici o problemă, vrează, asta și facem. E un podcast cultural, dă cât mai multe referințe cu putință. Da. Uh, bun, sub uh, dictonul ăsta pompos, nimic contra, contra națiunii totul pentru națiune, nimic pentru noi, totul pentru de țară. Patrie. Așa, sau, mă rog, variație. cine era? Carol al... Carol? Carol, 1? Carol, 1? Carol 1? No. Nu Stai -i că am văzut sloganul, e în actualitate pe un partid de buzunar ă, și încerc să derulez înapoi. Uh, nu, cred că sunt chiar liberali. Dar e de verificat, anumente. că nu mai știu să-l placez acum. Dar mi se pare că nu e legionar sloganul ăsta. De verificați. Uită-te un prea, pic, ca să nu spunem hai, prostii. De deci, cum, nimic pentru, mine, totul nimic pentru noi, nu, e cu pluralul. Nimic pentru noi, totul pentru țara. Garda de fire. A, ah, super. De, da. Nu era nici pe aproape. Este, în cazul ăsta, în oglindă da. toată treaba. Este, de fapt, ceea ce domină întregul continent european la momentul respectiv, cu excepția Uniunii Sovietice, unde deja era încartiruit o dictatură de alt model, dar în manifestări nu sunt foarte diferite, doar că astea de dreapta merg mult mai mult pe manifestare, pe show-off. Da. Uniforme, țipătoare, parade, aici clar se vede împrumutul de la fascism cu salutul roman, cu fel de fel de Eu organizații. Nu cred că atât de mult, că exista și la ei, exista, exista și, și la ei. Și la, ei. Și la franchiști exista uh, cu legiunea, nu știu cum, pentru organizația de tineret. Adică ăsta este modelul roman care transpiră și pe la noi. Interesant faptul că la Salazar observăm ceva opus fascismului și care se propagase în Europa, multiculturalism. El nu era anti-africani, anti, anti de alea, el mergea mai mult pe partea bine. Ideile lui concentrau naționalismul, corporatismul și uh, catolicismul, care au dat naștere lusotropicalismului și ideea respectivă zicea că portughezii sunt cei mai buni colonizatori și cei mai miloși, uh, unul la mână datorită temperaturilor extrem de ridicate, și doi la mână multiculturalismului la care, la care au făcut parte timp de secole de colonizare. Dar datorită temperaturilor extrem de ridicate, cum? Ei sunt, cei mai, sunt cei mai cel mai cel rafinați paștici, sau? sau. Sunt, sunt mai pașnici <hâ> față de decât brutele din nord. Ăsta e lusotropicalismul. Din cauza uh, temperaturilor ridicate și al uh, multiculturalismului la care au fost supuși timp de secole de colonizare, ei ar trebui să colonizeze celelalte popoare. Superb! Uh, da, celelalte popoare din afara Europei. Bun, în general, regimurile astea totalitariste s-au remarcat printr-o distorsionare a istoriei masivă. No. Este o mm. expoziție pe care o organizează Salazar, dar nu mai știu exact. Uh, Serbează ei ceva, cred că aniversarea restaurației, deci trebuie să 1940. Trei secole de la restaurație este mare expoziția a Portugaliei, mm. unde se prezintă toate realizările lumii lusofone, și acolo mai mulți observatori străini zic Doamne, ferește, nu învățasem chestiile astea la istorie până nu le-am văzut aici. Că băieții trag istoria de păr de la realizări palpabile până în America, da, când se ajunge nici chiar în halul ăsta, că totuși omul era inteligent, dar oricum începe să vireze aiurea regimului. În momentul când el devine clar conducătorul real al statului chitan a fost niciodată președinte, au avut tot timpul președinți, dar erau figuri absolut simbolice. Carmona a rămas până la moarte, până prin anii 50, după care au numit un amiral, mm -hmm. mi se pare. Um, în 32, prea puterea, clar, pentru că treptat intră la el și internele și uh, Ministerul de Externe, mi se pare și ulterior capătă puteri absolute și poate să instaureze liniștit cenzura care a fost o caracteristică a regimului său, libertatea de expresie era ceva necunoscut pentru omul ăsta. În perioada celor două război mondial, tocmai pentru a asigura neutralitatea Portugaliei, de data asta Portugalia, bun, și datorită unei conjuncturi favorabile, reușește să nu se mai implice într-un război care nu o privește în mare parte, mai ales că acum nu prea mai există mize în Africa, cel puțin în zona unde deține ea coloniile. Uh, mai mult decât atât, semnează un pact de neagresiune cu Spania franchistă, care la fel rămâne în afara conflictului și această nouă Uniune Iberică se prezintă ca o alternativă la alianța cu uh, Marea Britanie, deși sunt nevoiți la un dat să cedeze niște baze militare prin Azore. Dar lucrul ăsta îi permite lui Salazar să strângă cât poate de bine controlul asupra țării, ceea ce îi va permite să devină și unul dintre cei mai longevivi dictatori din istoria Europei. Uh, propriu zis, stă la putere 36 de ani, regimul lui durând 42 aproape. Nu împlinește 42 de ani, 41 și ceva. Da. E instaurat în 1932 și răsturnat în 1974. 25 aprilie. Așa? Uh, Salazar propriu-zis dispare din scenă în 1968, cade de la un moment dat de pe un scaun, se lovește la cap, îi se formează un cheac de sânge pe creier și uh, tra tratamentele se dovedesc uh, uh, nereușite, așa că se retrage și în locul său este numit Marcelo Caetano, care continuă regimul în ultimii săi șase ani de existență, uh, ceea ce caracterizează în plan negativ regimul lui Salazar, care altfel bun, într-adevăr, este una dintre dictaturile cu față umană ale Europei, este, cum am spus, acest regim de uh, represiune generalizat de poliția secretă portugheză, numită PIDE, uh, nu este preparatul turcesc de data asta, nu mai știu exact de la ce vine anagrama pentru securitate internațională și domestică, cred că este ceva de genul acesta, care, bineînțeles că se infiltrează în cam toate aspectele, se mândrește cu liniștea pe care o instaurează pe străzi, dar asta vine cu prețul unei terori permanente, unei osificări treptate a regimului ca majoritatea dictatorilor apar o generație de istorici, de fosile rămase la putere pentru că nimeni nu mai avea încredere în noile generații și bineînțeles cu o serie de deportări Portugalia și dispune de locații inaccesibile ca să trimită prizonieri, așa că la Tarafal, în insulele Capului Verde, se creează o infamă închisoare unde sunt trimiși toți indezirabilii regimului. parte din ceea ce a fost dictatura lui Salazar este surprinsă de un al doilea film pe care îl voi cita cu privire la Portugalia, pentru că este culmea ecranizare după opera unui romancier elvețian. Hmm, hmm. N-ai fi zis. Este trend de noapte către Lisabona. Este o ecranizare având în rolul principal pe Jeremy Irons, care surprinde unele aspecte ale acestui regim, chiar dacă produce și unele inexactități istorice. Adică acel Mendes citat acolo ca măcelarul din Lisabona nu e exact personajul ăla istoric. Dar, mă rog, în linii mari surprinde veridic stilul de viață, adică asta nu e o teroare de factură stalinistă. Oamenii se pot manifesta într-o măsură, mm -hmm. dar racilele s acolo. Adică simți că stai sub o dictatură și lucrul ăsta exacerbează treptat starea de spirit. Dar până ajungem la răsturnarea regimului, să mai vorbim un pic și ce se întâmplă în colonii în perioada asta. Pe de o parte, regimul Salazar se confruntă după al doilea război mondial cu decolon decolonialismul, mm -hmm. care cuprinde întreaga lume. Uh, Portugalia făcând opinie separată. În momentul în care miros clar care este trendul, schimbă carta colonială din 1932 și nu se mai referă la ceea ce deținea în afară Europei ca la colonii, ci la provincii de dincolo de mare, considerându-le parte integrantă din statul portughez. Se acordă cetățenia tuturor locuitorilor acestor provincii, se fac unele demersuri pentru liberalizare, pentru uh, uniformizare administrativă, educațională, etc. Dar uh, prea târziu și prea puțin. Bineînțeles că uh, se caută înlăturarea lor. Uh, unu, uneori se produce direct manu militarii, India devenită independentă din 1948, mi se pare că în 1961, adresează un ultimatum. Portugaliei prin persoana primului ministru Neru, cerându-le să elibereze cele trei enclave, Diu, Goa și încă una al cărei nume pe cuvântul meu, dacă am văzut să-l rețin. Așa, Portugalia se opune, dar bineînțeles că se opune mai mult din vorbe. Există o minimală rezistență portugheză, dar e infimă în fața armatei indiene. Știi în Viene. ce se putea întâmpla aici, nu? NATO fusese creat în 49. Intervenția NATO. Da, Portugalia a cerut intervenția NATO, doar că americanii au fost mai cu cap și au zis, băi băieți, nu, strict ce aveți în Europa, nu mă interesează că tu ai declarat, când ai semnat actul în 49, nu declarasești. -și. și aici se putea risca un al treilea război mondial, dacă, băi, nu neapărat un al treilea război mondial, Spodetic. la o primă intervenție pre-Iugoslavia. Tehnic, este una din puținele chestiuni unde Uniunea Sovietică a fost de acord cu Statele Unite, afară cu ăștia, bine, în paranteză, ca să încăpem noi. da, da. da dar îi, ambele superputeri din perioada războiului rece susțin decolonizarea, așadar Portugalia nu prea are cu cine să se alieze și uh, primește sprijinul doar uh, Africii hmm. de Sud, care este cuprinsă politica parte, parte idului la momentul respectiv, și a Spaniei franchiste. Deci devine un soi de paria la nivel internațional, chiar dacă ea face parte din NATO și ulterior și din Organizația Națiunilor Unite, uh, nu primește sprijin diplomatic, sunt înlăturați, le-au luat 20 și. 3-24 de recunoscă. ani până au recunoscut da. pierderea teritoriilor indiene. Uh. Macau sunt nevoiți să semneze o convenție prin China în care de formă mai își mențin stăpânirea în 66 cu Da. dar de fapt asta. e deja înțeles că n-au cum să reziste în fața unui atac chinez. să i un Las Vegas al Orientului Macau da, și asta exact. ea, era o, o spălare în de, de bani da, da, da. pentru regimul comunist de la Beijing uh, în timp ce bineînțeles principalele lor posesiuni rămân Angol, uh, Angola și Mozambicu da Acolo se iau fel de fel de măsuri să se atenueze situația, bun, plus Guinea Bisau și capul Verde, dar alea sunt mai puțin importante din punct de vedere al ponderii teritoriale, până la căderea regimului Salazar se menține o forță de gherilă portugheză, se instituie recrutarea în armată pentru patru ani și aproape o întreagă generație de bărbați portughezi, de pe continent mă refer, sunt trimiși să lupte în posesiunile africane pentru a le menține parte din statul portughez, ca în felul ăsta Portugalia să rămână o țară mare. Am cunoscut, am avut o ocazia de a cunoaște pe fiul unuia care a luptat prin anii 60, comandant de Pluton în Angola, eu și un videoclip pe un internet tehnic, o să ți Oamenii care au luptat da. acolo mai sunt în viață, la 70-80 de ani, dar mai sunt în viață. Uh -huh. Ceea ce este mai șocant este faptul că la un moment dat direcționau 40% din PIB. Pentru a menține prezența militară în aceste colonii, fiind, repet, o țară relativ mică. Adică asta a frânat dezvoltarea societății în numeroase aspecte și a creat germenii pentru o viitoare emigrare în masă a portughezilor, mai ales către Franța, Germania, dar și către SUA. Erau comunități întregi. Și Luxemburg, să nu uităm, a doua limbă vorbită. Cumva au prefațat emigrarea românilor. Dar erau comunități numeroase. Și încă mai sunt răspândite și la un moment dat exact ceea ce s-a întâmplat și în România. Multe case uh, aspectoase din Portugalia sunt ridicate de acești migranți reveniți în țară cu mici averi, mm -hmm. făcute în uh, țările mai uh, bogate, să spunem. Uh, lucrul ăsta a durat cu eforturi maxime din partea regimului până în 1974, adică Estado Novo, uh, așa se pronunță? Estado Novo. Nou, a ținut cu dinții de aceste ultime colonii ale Portugaliei, ceea ce face ca Portugalia să rămână ultimul imperiu colonial din istorie. Adică, după ce, bun, și Franța se cramponase de Algeria și Spania franchistă de chichița aia de Maroc spaniol, Marea Britanie, de Hong, Kong, de, spaniel, Marea Britanie de, Hong, de Hong Kong sau mult mai abilă de Falklands, de Islas Malvinas, și o să vedem imediat că și Portugalia are un joc similar, um, imediat. Asta este miza finală a Portugaliei. Dar după 25 aprilie 1974, când are loc celebra Revoluția Garofelor din Portugalia, ceea ce trebuia să fie o lovitură de stat militară, se trezește care are adeziunea majorității societății, universitarii mai ales se alătură instantaneu pentru că le fusese tot timpul cenzurată programa și asta o arată foarte limpede filmul Night, scuze că am arătat spre carte uh -huh. Night Train to Berlin uh, to Lisbon, Lisbon scuze uh, și în felul ăsta se produce o revoluție în mare parte pașnică, nu sunt vărsări de sânge uh, puțini uh, reprezentanței regimului care au rămas pe în ultimul moment sunt deportați în Madeira mi se pare și în felul ăsta se instaurează cea de-a treia republică considerând Eștadul uh, Nov uh, a doua uh -huh care se continuă până astăzi. Până astăzi viața politică este grupată în jurul a două partide, culmea și portughezia au un PSD, da, Partidul social Democrat, Cred că dar, care, dar care, care se dă dreapta. Și de stânga sunt alții cu un alt nume, îmi scap acum. Bine, teoretic și la noi PSD-ul. Adevărații socialiști, ăia care trag spre stânga, sunt, sunt, numiți altfel. Cred că ori e doar Partidul Socialist, ori ceva de genul acesta. Mi-a scăpat. Cred că doar Partidul Socialist. Da, adică sunt două, posibil, dar da. PSD-ul e de dreapta, da, da. în măsura în care mai sunt relevante, cum ai spus și tu, ideologiile în momentul de față. Principalele mize, să zicem. Deci Portugalia, de după Revoluția din 74, este o țară devenită da, da. brusc democratică, care într-un an dă drumul tuturor coloniilor, mai puțin Macau. Adică în 75 își proclamă independența și Angola și Mozambique și după aia Guinea, Bissau și Capul Verde. Da singurele două posesiuni coloniale păstrate pentru că de, de, de fapt deveniseră părți integrante ale Portugaliei sunt arhipelagurile Madeira și Azore, dar păstrate până astăzi cu un statut de autonomie, uh, însă ele ajută foarte mult la PIB-ul Portugaliei prin produsele cultivate acolo și mai nou, după căderea regimului Salazar, prin turism care devine înfloritor. plus uh accesul la ocean, ma, marea din jurul Portugaliei. Ăla e marele pariu al Portugaliei. Ah, scuze <laughs> dacă că, dacă ea, ea este a 111-a țară ca suprafață teritorială, la zona maritimă e a 20 -a. Ok. Deci Pentru că arhipelagurile astea și... asigură un lot generos în Atlantic și mai nou să există anumite demersuri ale guvernului portughez să lărgească toată plaja asta de ape teritoriale, este apele teritoriale sunt apele unde beneficiezi exclusiv de resursele aflate în asta, da, pe cum, fundul oceanului. Asta înțeleg, dar cum plănuiesc ei să prin tratative de extindere a apelor teritoriale în apele internaționale. OK, e un fel de imagine căutând ai... să facă Portugalia a 10 -a țară ca suprafață ah. totală, dar din care numai o zecime ar fi propriu-zis uscat deci un fel de imitație a Imperiului Japonez, care era majoritar pe apă. Și acea strategie pe care o a făcut o Marea Britanie în Falklands. Uh -huh. Pentru că Falklands nu sunt atât de importante ele, ci pentru apele din prejurul lor. Uh -huh. Și același lucru întâmplat și cu insula Șerpilor, care asigură țării vecine Ucraina uh -huh. stăpânirea unor zone bogate în petrol cam asta încearcă să facă și aici nu e vorba de ură, e o treabă concretă. Da, aia vor insula aia, nu că le plac, nu le că le place insul stânca aia de mijlocul mării, ci pentru faptul că având teritoriul ăla în dreptul internațional, posezi și apele pe o rază de nu știu cât, Dumnezeu, din uh, prejurul... Parcă de marine sau 40 de mile marine, nu mai știu. Dar Portugalia, la Haga, pare. Portugalia beneficiază de o, una dintre cele mai ample zone uh, acvatice, zone maritime, raportat la dimensiunea teritoriului său. Este o țară cu un pic peste 10 milioane de locuitori, a 109, -a, mi se pare, la nivel mondial ca întinderea teritoriului și posedă a 20-a suprafață maritimă din lume. Ăsta este marele lor pariu, ăsta ar trebui să fie nou imperiu portughez, de data asta un imperiu realmente al apelor. În schimb, probleme structurale cu care se confruntă această țară, adică pe lângă turismul care este într-adevăr înfloritor și uh, pentru o vreme a fost și o oază de investiții imobiliare profitabile, că ne fiind chiar în avangarda turismului, ne fiind cunoscută de multă lume, a devenit o zonă vizată de uh, mai mulți oameni cu o stare materială peste medie, având și prețuri relativ scăzute. Care și au cumpărat aici case, acum e circulă un trend pe YouTube că americanii fug din Portugalia. Sunt vreo 12.000 și au plecat vreo 2.000 Exod în masă, yeah. clar Așa că nu știu ce au schimbat prin legislație Că nu mai e voie să cumperi proprietăți pe acolo Și la un moment dat Pentru nivelul lor de dezvoltare Au prea mulți turiști și trebuie hmm. să filtreze un pic accesul în țară, dacă am înțeles eu bine dintre știrile actuale. Uh, în plus cu. este una dintre țările cu ce, una dintre cele mai grave probleme de depopulare a anumitor zone. Interiorul Portugaliei, zona montoasă, Sierra, așa, uh, este una dintre zonele cu cea mai mică densitate de locuitori din Europa pentru că au fost neglijate și de-a lungul regimului Salazar și ulterior și din cauza asta uh, sunt zone foarte îmbătrânite, e cam a cincea țară la capitolul îmbătrânirii populației, cel puțin în anumite regiuni și dacă nu au emigrat din țară, portughezii oricum s-au concentrat pe zonele de coastă, principalele două zone urbane fiind Lisabona și la o distanță semnificativă Porto. În sud, probabil că principala municipalitate este, mă la Algarve. Algarve Dar, în, pardon, în Algarve, da, faro, corect. Da. Așa. Cam asta ar fi situația actuală a Portugaliei în contextul european. A fost una dintre țările cele mai afectate de criza financiară din 2008, alături de Irlanda și Grecia. A, și au revenit binișor din toată treaba asta. Acum au pe plus toate și sunt conduși de un domn destul de popular, dacă am reținut eu bine. De data asta mi am făcut un pic temele și în actualitate, pentru că țara țară pe care intenționez să o vizitez în curând. în curând. Și atunci, na, am vrut să știu un pic mai multe. Mi-au plăcut foarte mult, cum am spus, sunt puternic subevaluați la capitolul gastronomic da. și pe lângă influențele astea, eu spun mâncărurile care mi-au făcut mie, cu ochii și cu ochiul sau cu ochii una n-ar părea principală opțiunea unui tip de gabaritul meu caldo-verde da, uh, supă. supă de cale, da bine este supă de cale cum este ciorbar de lenească de salată, uh, uh, salată, <laughs> așa <laughs> pentru că are acest minunat cârnăcior, uh, aleira în compoziție și oricum o combinație cu cartof, usturoi ceapă și mai multe chestii, este o supă de iarnă în principiu uh, și bineînțeles aici o spun cu un mic nod în gât de fapt nu stai că îl las pe ăsta best for last, uh, ca deserturi au celebru pastel de nata, care a apărut și prin capitală, am văzut de curând. Este tartă cu ou propriu-zis. Interesant că și asta uh, e la baza influenței pentru un celebru desert asiatic, o tartă din Hong Kong, dim sum, care e clar inspirat după rețeta portugheză, aici nu ca pe îndoială, și un desert celebru din Thailanda dar al cărui nume n-am reușit să-l rețin, este pur și simplu un șuvoi de gălbenuș așa prăjit în sirop și A. care dă un soi de pateu de nou, nu știu cum să-i spun mai mm. concret la treaba aia, însă de departe uh, lucru care m-a impresionat cel mai tare, deși repet, am mici emoții să-l încerc, este Francesinia. Să n-ai emoții, zic de Așa, a, varianta portugheză a lui Croc Monsieur, sau Croc Madame, cum preferați, dar reinterpretată cu produse portugheze și să văd dacă am înțeles bine. Deci două felii de pâine albă, mm. două felii de șuncă, o felie de friptură de vită, niște cârnați portughezi. Da. Oh. Stai un ah, pic. scuze, da. În totul marinat într-un sos de, to de tomate cu bere, da. se pune brânză și pe deasupra, se bagă la un cuptor dintr-asta de cărămidă și când l-ai scos, îi trântești în cap și un ou dintr-asta moale, preferabil, ca să se îmbibe da. și mai pui și un pic de sos pe deasupra. Da. E genial. Deci este mea, o, este tot ce recomandă wow. doctorii, probabil. Uh, iar ca desert am văzut o chestie, n-am reținut denumirea, dar era un lichior de cireșe care se servește în păhărașe de ciocolată care mi s-a părut o idee foarte reușită. Uite, n-am avut parte de asta în Portugalia. Uh, dulce de ovo era să zic, uh, e un dulce cu ou în zona Aveiro, în zona Aveiro. Este un fel de ou zaharisit îmbrăcat uh, în... Și ăla e bun de încercat, chiar dacă nu sună bine, nu prea sună bine. Ba, poate să fie. Am remarcat o diferență de gastronomie între nord și sud și că fiecare au specificul lor. Ziceai tu ceva de bere, care păi nu mă interesează. La partea de bere există Sagres uh, și um, de Super Boc. boc de la tine am aflat că este Țap în engleză și asta. În germană, mă. În, în germană, pardon. înjurați mă <laughs> uh, În tot orașul Porto găsești reclame cu Super Boc și toată lumea bea Super Boc și aproape deloc Sagres, Pă când dacă ajungi în Lisabona și mai jos, bine, Lisabona teoretic fiind în sud, doar Sagres reclame cu Sagres, com și este extrem de mare competiția asta între orașe, dacă îi întreb din Porto, nu bă, Superboc e cea mai bună, dacă îi întreb în Lisabona, nu bă, Sagres e cea mai bună. Și e o competiție la care noi nu s-ar observa, adică în Timișoara să, să bea doar Timișoreana, la noi să, să bea la Brașov Ursus și toate astea. E de menționat acest lucru și faptul că, din punctul meu, n-am fost în Franța, de nu facem încă episodul cu Franța, dar la partea de patiserie domină Portugalia și este extrem de dată la o parte când vine vorba de patiserie. Și la patiserie stau... Țais, e wow și la patiserie dacă ajungi acolo. Apropo, când vrei să... Încă n-am fixat odată că în prima parte cultură. a anului avem Andaluzia și Constantinopolul. Nu, pentru că întâi vreau să văd eu ca să-mi dau seama despre ce să știi că o să te simți bine și în timp de iarnă și în timp de vară, pentru că temperatura e extrem, e, e cam constantă, datorită curenților oceanici. mă zic că e o medie între 12 și 25 în sud, parcă. Da, adică e bine cam tot anul acolo. Și cu siguranță e una dintre zonele cele mai diversificate și culturale pe care le-am întâlnit. Așadar, încă nu fixăm o dată de vizitat Portugalia, dar este în topul clasamentului. Ca să zic așa, nu încheiem podcastul fără să menționăm că există și o legătură clară cu România. Respectiv că Portugalia în timpul Eștadul Novu, este locul final de exil pentru cel de-al treilea rege al României. După abdicarea sa din 1940, Carol al II-lea are un mic periplu european care se sfârșește la Estoril, uh -huh. în Portugalia. Este primit de regimul Salazar împreună cu Duduia, cu doamna Elena Lopescu, care va deveni ulterior soția lui legitimă. Și acolo își trăiește ultimii ani, mulțumită domnului Cezar Florea de la Casa de Recitație Istorii. Mi-au parvenit niște... mi-au parvenit, nu le-am preluat eu, am putut mâinile la ele. Uh, scrisori ale lui Carol al ii către fiul lui Mihai trimise de la Estoril. Omul este pasionat până la manie de cocări, sper să nu fi greșit rasa. Cocariu spaniel? Da, Câinile. are ah, vreo 10 e. câini și îi scrie 9 uh, părți din scrisoare sunt de ce fac cocării, cum mănâncă, ce cutare. Oh. Și o parte este chestie de discuție între tată și fiu propriu zis, parte în care nu omită să-i spună să trimitem și 1.500 de dolari, dar dă americani. Vezi, să nu te încurci să-mi trimiști ceva canadian sau australian. Adică Vai. mai cere și o mică suplimentare de venituri și tot acolo trece la cele veșnice în 1953, rămânând multă vreme înmormântat în Portugalia pentru a fi, după 90, aduse o semintele în necropola regală de la curtea de Argeș Altfel, nu am prea interacționat din punct de vedere diplomatic și poziționarea geografică e de așa natură încât să nu faciliteze contactele, dat fiindcă România, deși prezentă maritim, nu cum am fost noi învățați la istorie că n-am avut treabă, totuși nu e vreo putere maritimă ca să interacționeze cu puterea portugheză și ulterior și geografia și faptul că niciunul dintre state n-au dus-o nemaipomenită bine, n-au facilitat contacte ulterioare. Dar este locul unde a murit cel de-al treilea suveran al României, Carol al doilea. Cel de-al treilea suveran al României, cel de-al doilea Carol. Dacă vreți să vedeți într-un videoclip de-al meu, o să las link postat acum vreo patru ani, am fost la casa lui. Dacă mai vreți alte videoclipuri din Portugalia, având în vedere, va vă atenționez că din pandemie, așa că dacă aveți amintiri urâte, nu vă uitați, le las în descriere să vedeți mai multe din experiența personală în Portugalia. O țară cu care împărțim atât de multe, dar nu, aproxima, dar nu apropierea geografică. Legat de... Proiectele de viitor? Legat de proiectele de viitor. Uh, Mulțumesc niște. frumos că ai pus harta. în o să din urmă. Da, știu, a fost vina mea, am întârziat, nu-i problemă. Nu există vina aici, există soluții. Dar cum ah, dăm probleme in... să fie că soluții avem. Da, corect și asta. Cum dăm indiciu către țara de... Eu înainte să dau un indiciu vreau să explic o chestiune. Am încercat la Statele Mari și varianta cu două episoade pe Spania și varianta episod integral Vezi Regatul Unit. Am primit încurajări și remarci critice la ambele. Eu am uh, ajuns la concluzia, acum uh, ne mai gândim împreună, că e de preferat totuși să facem câte două episoade, așa că de acum încolo vom împărți în mare parte cronologic, dar fiindcă unele state mari europene au apărut în perioada modernă și atunci o să facem un episod cu istoria mai veche, unul cu istoria recentă, iar la altele vom găsi un criteriu mai valabil pentru că în cazul anumitor state, să încerci să cuprinzi dacă la Portugalia ne-a luat aproximativ 4 ore, îți pot imagina și ascultătorii ce poate să iasă la una dintre țările cu istorie mai bogată uh -huh. în evenimente. Acum, eu știu ce indiciu să dăm pentru următorul stat. În afară de faptul că este în mijlocul Europei, este statul care a compromis definitiv un stil de mustață. <laughs> Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să vă abonați și să dați și un like. Ne încurajați oricând cu uh, ale dumneavoastră opinii sau comentarii atât frumoase cât și mai puțin frumoase. Uh, ne revedem peste două săptămâni. Până data viitoare, mulțumesc Damian și o seară faină Damian. La fel Alex!